timpul pe care îl oferim copiilor este cel mai de preț cadou pe care putem să-l facem lor. Sigur că sunt importante și jucăriile și sunt importante și hainele și așa, dar momentele, știi, n-auzi niciun adult acum zicând, băi, mi-a dat tata odată un tricou, băi, m-am simțit cel mai tare. Dar i-auzi pe mulți zicând, când m-am dus prima oară cu tata pe stadion, bă, n-o să iau niciodată meciul ăla. Sau când am fost prima oară cu mama la shopping, sau când a o dată nu știam să fac o problemă și a venit tata lângă mine și a avut răbdare două ore până am înțeles. Astea sunt momentele, nu? Pe care le... Și astea sunt momentele pe care le prețuim și noi ca adulți. Mi se pare foarte important pentru copiii din ziua de azi să învețe că sunt mult mai multe emoții, că sunt la fel de valabile toate, fie că sunt... ne fac să ne simțim bine sau ne fac să ne simțim rău și că nu putem controla ceea ce simțim. Putem controla eventual cum ne comportăm în urma ceea ce simțim. Peste 1000 de întrebări în aceste... Probabil că da. În aceste jocuri. Care este cea mai importantă întrebare dintre toate? Ultima întrebare din acest joc, cine este, va fi cine sunt eu. Asta mi se pare cea mai importantă întrebare a fiecare dintre noi. Când vom ști cu adevărat să răspundem cine sunt eu și cu siguranță acest răspuns se va schimba de foarte multe ori în viața noastră, cred că vom ajunge la o maturitate pe care e bine să o atingem cu toții la un dat în viață. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod special pe care l-am înregistrat pentru Ziua Copilului, pentru 1 iunie, dar poți să-l asculți în orice altă zi, pentru că este un manifest pentru relațiile interumane. Și baza relațiilor interumane este relația pe care o avem cu copiii noștri. Podcastul de astăzi răspunde la peste 1000 de întrebări, inclusiv la cea mai importantă întrebare la care ar trebui să ne răspundem cu toții. Dar asta o să afli cumva pe finalul episodului. Invitatul meu este cel mai bun tată. Nu din lume, nu din țară, ci din viața copilului său. Alex Zamfir este un tip pe care îl cunosc de foarte, foarte mulți ani și cred că face foarte mult bine și pentru copilul lui, dar și pentru relația pe care ar trebui să o avem noi cu copiii noștri. Ascultă conversația asta pentru că e plină de jocuri, nu de sfaturi, nu de învățăminte, nu de lucruri prețioase, ci de lucruri practice pe care poți să le faci cu copilul tău. Așa că îți propun un 1 iunie în care să stai mai departe de relațiile virtuale și foarte implicat în relațiile reale, în relația cu copilul tău. Episodul acesta este susținut de Orange, care, deși este o companie de tehnologie, înțelege că excesul nu este benefic relațiilor interumane, iar în ultima perioadă, cel mai mult par să sufere interacțiunile umane dintre părinți și copii. Prin această campanie, Orange vrea să tragă un semnal de alarmă, de conștientizare și să-i determine pe părinți ca măcar de 1 iunie să renunțe la telefonul mobil și să petreacă mai mult timp de calitate cu copiilor. Așa că închid absolut toate gadgeturile, îmi pun telefonul pe modul avion și încep o conversație valoroasă despre cel mai valoros lucru din viața noastră, relația interumană părinte-copil. Mulțumesc frumos de invitație. Mi se pare foarte mișto ideea ta cu părinții să facă un 1 iunie oricând. Știi, mi se pare că n-ar trebui să ținem de această convenție. Sigur că e frumos să ne jucăm cu copiii noștri și de 1 iunie în 1 iunie, dar cât de frumos ar fi să inventăm și să transformăm o zi oarecare într-un 1 iunie în care să ne jucăm cu copiii noștri. O să terminați podcastul ăsta mult, mult mai bogați, fără să avem pretenția că o să dăm lecții, învățăminte, sfaturi prețioase. Nu asta o să încercăm, ci pur și simplu o să încerc să-l storc pe Alex de toată cunoașterea și toată experiența lui de tată din primii... Câți ani ai lui Marc? 11. Pentru că, spoiler, Alex Zamfir, deși e branduit așa și are blogul cel mai bun tată.ro, de câți ani? Din 2014. De vreo 8 ani. Nu este cel mai bun tată, încearcă doar în fiecare zi să fie cel mai bun tată pentru Marc, cu capa. Da, asta e important și mi se pare mișto ideea cumva cum mi-a venit asta cu cel mai bun tată. E la un dat când încercam eu să-mi fac un blog și nu știam din ce unghi să povestesc despre aventurile mele de părinte, mi-a trimis la un dat Iulia, soția mea, o înregistrare de o conferință de la TED a unui domn pe care îl cheamă Rick Elias, 5 minute conferința, nu mai mult, prelegerea sa.
omul povestind că a fost în avionul care, dacă mai ține lumea minte și tu, în 2009, cred, a aterizat în Hudson. Și omul povestește că în ziua respectivă a fost un privilegiat, cu ghilimele de rigoare, pentru că a avut locul 1D. Deci era față în față cu stewardesa, cum suntem noi. Și că în momentul când lucrurile au luat-o razna și a văzut că se aliniază cu râul Hudson și nu cu vreo pistă de aterizare și a fost convins că o să moară, a auzit că i-au trecut 3 lucruri prin cap. Cea mai importantă dintre ele fiind că singurul lucru care contează cu adevărat în viața lui este să încerce să fie cel mai bun tată pentru fetele lui. Și mi s-a părut o chestie foarte mișto acest lucru, știi? Că a fi părinte, din punctul meu de vedere, este ca filmul ăla de pe vremuri cu Bill Murray, Ziua Cârtiței. E un film în care cei mai tineri n-au cum să știe, cred că e începutul anilor 90, în care el retrăiește aceea zi la infinit, având șansa să în fiecare zi să îmbunătățească ceva ce a greșit cu o zi înainte, știi? Și așa ajunge să cucerească fata și așa mai departe. Și mi se pare ca părinte că avem șansa asta, că oricât de mult greșim astăzi, și slavă Domnului greșim cu toții mult ca părinți în fiecare zi, mâine avem șansa să o luăm de la capăt, să ne trezim să spunem, ok, ieri am greșit asta, hai să încerc măcar să repar chestia asta. Și eu spun mereu că poate a fi un părinte bun nu înseamnă decât să le dăm alte probleme copiilor noștri decât ne-au dat nouă părinții noștri. Mm-hmm. Hai să-i împovărăm cu alte chestii, nu cu cele cu care venim noi din copilăria noastră. Da, înainte să intrăm în experiența ta de cel mai bun tată a lui Mark, mă gândeam așa de foarte multe ori, citindu-te, în conversațiile cu tine, chiar față în față, mă gândeam că toată dragostea asta pe care i-o arăți tu copilului tău și ai renunțat la un job de corporație, de agenție de publicitate, ca să fii tatăl lui Mark, ca să fii cel mai bun tată al lui Mark. Adică mă gândeam că îi dai copilului tău toate îmbrățișările, toate încurajările, toate te iubescurile pe care tu nu le-ai primit atunci când aveai vârsta lui. Da, o să revin puțin la acest subiect când o să discutăm despre jocuri, ca să nu o iau înainte. O singură mențiune, nu eram într-o corporație, aveam agenția mea, dar e adevărat că în momentul în care s-a născut Mark, mi se pare că, în cazul meu cel puțin, am făcut o alegere, știi? Am făcut alegere de a încerca să fiu un părinte prezent, pentru că când ești conștient de chestia asta, știi că încerci să fii prezent și când ești conștient că astăzi nu ai fost prezent, cred că este foarte complicat să lipsești foarte multe zile la rând. Cu toți avem nevoie de pauze ca părinte, dar și nu e niciun fel de problemă în chestia asta. Avem momente când spunem pur și simplu, bă, nu mai pot, vreau o pauză și așa mai departe. E, când faci chestia asta mințindu-te în primul rând pe tine, că ai de muncă la birou, că ai o prezentare peste 3 zile la care trebuie să muncești, tu de fapt stai la birou și rupi netul în două sau rupi jocurile în două, ți-e mult mai ușor să faci chestia asta în mod repetat. În momentul în care îți pui ție însuți, băi, am nevoie de o pauză de la copil, poți să zici chestia asta astăzi, poți să zici chestia asta mâine, poate poți să zici și poimine, dar peste 4 zile mintea ta o să spună, bă, nu poți să neglijești copilul, dacă nu e ok, hai du-te și pe acasă. Așa, dacă nu spui chestia asta și spui, am foarte mult de muncă, sunt foarte ocupat, poți să faci chestia asta la infinit. Plus că, din păcate, noi, ca tați, venim cu chestia asta din societate. Știi că noi suntem părinții mai puțin importanți când vine vorba de parenting. Și noi suntem vânătorii. Noi suntem noi care trebuie să mergem să aducem banii acasă, să-i fie bine copilului și femeii. Și las că tu nu prea te pricepi, nu te pricepi să schimbi un pampers, nu te pricepi să schimbi un să-i dai să mănânce, las că se pricepe bunica și cu mama copilului, tu nu te pune că oricum faci greșit, știi? Și noi ne complacem în chestia asta, partenerii noastre se complac în chestia asta și ușor, ușor ajungem să nu mai fim prezenți acolo, deși eu spun că în afară de a naște și de a alăpta, putem să facem orice altceva. De la a avea grijă de copil de unii singuri, de a-l spăla, de a-l îngriji, de a-l duce la doctor, de a-l alina, de a sta cu copilul când plânge și așa mai departe, de a nu dormi când nu doarme copilul noaptea, putem să facem absolut orice. Dacă o facem sau nu, este doar o chestie de alegere. Și dacă suntem conștienți de chestia asta, cu siguranță vor fi momente în care nu o vom face, dar cu siguranță nu vor fi momente în care nu vom face chestia asta la infinit. Mi se pare un discurs foarte bărbătesc ăsta, de a spune că putem să facem orice și nu e o rușine să facem orice în casă și tu ești dovada că se poate. Dar vreau să-mi descriu un pic ziua aia în care ai făcut alegerea asta de a renunța, nu știu, se numește downshifting sau cum se numește, când ai renunțat efectiv la
business-ul tău și ai zis, de astăzi sunt cel mai bun tată al lui Marc. A fost cumva... N-a fost o alegere conștientă, pentru că oricum business de publicitate după criza din 2008, 9, 10, 11, 12 a continuat și atunci business-ul meu a mers și el în jos și atunci ne avem foarte mult de muncă, a fost o chestie ok, pentru că am, din păcate, mult timp liber, ce pot să fac cu el? Pot să stau să mă păcălesc încă o dată singur, că nu am nimic de făcut, sau pot să petrec acest timp cu Marc? Și am ales să, de cel mai multe ori, să petrec timp cu Marc. Asta nu înseamnă că n-au fost momente în care, încă o dată, vreau să crede lumea că sunt un înger pogorât pe pământ și care m-am sacrificat. Nu. Eu îi spun mereu lui Marc că pentru a fi un părinte bun trebuie să fiu, în primul rând, bine cu mine însumi și că am nevoie de momentele mele, am nevoie de momentele doar eu cu Iulia ca să putem să ne întoarcem. Dar au fost și momente în care, ok, am zis, ăsta trebuie să fie un moment în care să-l petrec cu Marc, pentru că, până la urmă, cred că timpul pe care îl oferim copiilor este cel mai de preț cadou pe care putem să-l facem lor. Sigur că sunt importante și jucăriile și sunt importante și hainele și așa, dar momentele, știi, n-auzi niciun adult acum zicând, băi, mi-a dat tata odată un tricou, băi, m-am simțit cel mai tare. Dar i-auzi pe mulți zicând, când m-am dus prima oară cu tata pe stadion, bă, n-o să iau niciodată meciul ăla. A fost un meci, nu contează cine cu cine, da? Nu mai știu, da. Țin momentul ăla cum mă uitam la tata și mi se părea că este cel mai tare și eram mândru pentru că eram cu el. Sau când am fost prima oară cu mama la shopping sau când a o dată nu știam să fac o problemă și a venit tata lângă mine și a avut răbdare două ore până am înțeles. Astea sunt momentele, nu? Pe care le, și astea sunt momentele pe care le prețuim și noi ca adulți, da? Când, ce ține minte din relațiile cu prietenii noștri? Nu ține minte vreun cadou extravagant, da? Ok, poate ține minte dacă am primit o mașină cadou. Sau prietenii lui George Clooney când le-a făcut George Clooney cadou câte un milion de dolari. Dar în rest ține minte momentele când am avut nevoie ca cineva să fie lângă noi și de multe ori cineva neașteptat a venit și a fost acolo fără să facă ceva deosebit. Doar a venit și a spus, fără să spună în cuvinte, acum sunt aici pentru tine, pentru că pare că ai nevoie. Și asta este ceea ce apreciem și cred că asta trebuie să faci, să încercăm și să ne străduim să facem ca părinți, să fim acolo pentru copiii noștri. Păi, de regulă, cred că s-a și făcut un studiu, noi ținem minte, în relații cel puțin, și aici nu contează ce fel de relații, în afară de primele luni, da, perioada fluturilor în stomac, în cadrul unei relații, în cazul unei relații romantice, ținem minte vacanțele și experiențele. Experiențele alea foarte, foarte puternice. Cum ai spus, primul meci cu tata. Sau... Dar s-au făcut melodii despre fetele care dansează cu tatăl lor la, exact, la nuntă, nu? Sau momente de-astea sunt pe YouTube de plângem cu toții cu un tată care a murit și a venit unchiul și a ținut locul tatălui și vedem un film de 3 minute și plângem cu toții că recunoaștem sau nu plângem cu toții la acel moment. Da? Pentru că asta este, o să ajungem și la jocuri. Cred că atât timp cât există oamenii așa cum suntem noi acum, homo sapiens, până o să fie homo sapiens roboticus, că ne îndreptăm spre chestia asta la un moment dat, o să avem tot fel de chipuri implantate, dar până atunci... Una dintre nevoile de bază, acolo la piramida lui Maslow, lângă supraviețuire, siguranță și mai departe, cu siguranță este și nevoia de conectare umană. Și cred că ultimii 2 ani din pandemie a demonstrat chestia asta, că am stat izolați unii de alții. Ții minte când s-a dat 15 mai, că zici că era ziua liberării, cum am fost cu toți, ce a fost în vara aia pe litoral? Nu mai conta că putem să luăm COVID. Faptul că puteam să ne vedem unii cu alții era mult mai important, da? Și chestia asta pe care o luam de-a bună, for granted înainte, da, de pandemie, că ne vedem, da, față în față, când n-am mai avut-o, a fost, păi, eu nu vreau să trăiesc așa, adică, hai mai bine să mă îmbolnăvesc mai repede, să ne îmbolnăvim cu toții, să apară un remediu și apoi să ne putem relua viețile, că eu vreau să mă văd cu prietenii mei, nu vreau să mă văd cu ei prizum și să bem fiecare un pahar de vin la ei la casă. Eu vreau să, pentru că nu este despre vin, sigur că e important ca vinul sau berea să fie de calitate, dar este despre experiență. Și atunci, la fel, normal că ține minte chestiile astea, pentru că în momentul ăla, fără să fim conștienți, ne conectăm și este un sentiment pe care nu, care nu poate fi înlocuit de o nu știu, o mașină, o jucărie sau o haină. Bun, deci avem deja un fir, un scop, o misiune cu episodul ăsta, cum să încercăm să creăm experiențe în relația cu copiii noștri. Și să știți că puteți, da, publicul majoritar al acestui podcast e
e feminin. Dar să știți că puteți să share-uiți episodul ăsta și cu soții voștri, cu partenerii voștri, pentru că nici Alex nu e perfect. Și o să vă dau un exemplu. Scriai săptămânile trecute, da? Cea mai fericită zi a lui Mark e aia când e prima zi de vacanță. Uh-huh. Și cea mai fericită zi a ta, a tatălui, este prima zi de școală. Uh-huh. Deci și tu ai bucuriile astea ale părintelui când, hai, du-te liniștit. Du-te și mai lasă-mă un pic. Da, cu siguranță e. Ce cred că fac eu, spre deosebire de alți oameni, este că reușesc să povestesc într-un mod haios și mi se pare mie că e haios. Acum, eu spun mereu că asta n-a fost demonstrat până acum, dar eu când scriu de ce mai multe ori râd singur înainte să public și din reacții văd că și alți oameni se distrează, știi? Pun în cuvinte ceea ce cred că simt foarte mulți oameni și pun în cuvinte și anxietățile, fricile, stresul, nervii pe care avem de foarte multe ori ca părinți, pentru că le avem. Și atunci mi se pare fascinant de fiecare dată, acum vreo câțiva ani, tot povestind eu, știi, lucruri despre relația mea cu Mar și povestind mai degrabă lucrurile care nu erau ok, după un timp mă sună un prieten și zice, bă, m-a întrebat nevastă-mă dacă tu-ți iubești copilul, știi? Și mi s-a părut atât de, știi, gândindu-mă în spate, femeia care nu mă cunoștea, i s-a părut, pentru că nu m-a văzut scrind decât lucruri care nu păreau să fie ok, zice, bă, ăsta săracul pare să fie un frustrat, știi? Și dacă stai de vorbă cu părinți care încep să-ți povestească de lucrurile care li se par complicate sau care enervează în viața de părinte și ei încep să-și deschidă sufletul, la un dat, când realizează că fac chestia asta, se oprește și zic, dar să știi că eu îmi iubesc copilul. Ori eu nu simt nevoia să fac chestia asta. Cred că, cu mici excepții care sunt țin de niște boli, cu toții ne iubim copiii mai presus de orice și am face orice pentru ei. Deci eu spun mereu că dacă e un cartonaș în jocul ăsta, dacă Marc ar comite o infracțiune, da, și ar veni poliția la mine la ușă, eu l-aș ascunde în dulap și aș ieși cu cea mai poker face de care sunt în stare și aș spune că nu l-am văzut de o săptămână. Știu că nu este ok, știu că nu este legal, știu că nu este etic, dar eu mi-am asumat că înainte de toate sunt părintele lui Marc, sunt tatăl lui Marc și apoi sunt un membru al societății. Dacă aș auzi pe altul că zice chestia asta, a zice că despre el că este un nenorocit. Când vine vorba de copilul meu, sunt cât se poate de subiectiv. Deci îl iubesc de nu mai pot, deci nu simt nevoia să spun chestia asta, să știți că eu îl iubesc pe Marc, however, dar, hai să vă povestesc, da. Nu, este, dacă nu înțelegeți chestia asta, nu vă supărați, n-aveți ce să căutați pe pagina asta, știi? Mai fac sponsorizări la diferite postări de pe pagină și se mai trezesc unii care intră prima oară și zic, bă, David, tu să nu știu ce, tu nu-ți iubești copii, tu nici n-ai copii, nu ce știi și... Nu mă cer cu ei, nu fac ca Ricky Gervais pe care astăzi ascultam, ziceam că el îi caută pe ăștia să ceartă cu toți. Eu îi las pur și simplu în pace. Și cred că acei oameni care mă urmăresc și care au învățat se regăsesc în postările mele și înțeleg și sper că înțeleg că îl iubesc pe Marc mai mult decât pot exprima în cuvinte. Acest lucru neînsemnând că nu sunt momente în care mă enervează teribil, în care nu sunt dezamăgit de el, în care aș vrea să fie altfel, aș vrea uneori să-mi semene mai puțin niște chestii. Dar zi-mi niște momente. E foarte fain că tu, pe blogul ăsta, cel mai bun tată, ai început, de fapt, l-ai făcut pentru tine și ai documentat conversațiile tale cu Marc, experiențele tale, le-ai documentat de-a lungul anilor. Zi-mi niște momente grele pentru tine ca tată, când efectiv îți venea să-ți iei... Îți spun un moment care a fost greu, dar nu de nervi, ci a fost de dezamăgire față de mine însumi. Eu am crescut cu un tată care ne aplica în familie tratamentul tăcerii. Acum nu știu dacă știți despre ce e vorba, cu siguranță că sunt unii oameni care normal și știu, alții nu știu. Tratamentul tăcerii în cazul nostru însemna că tata, când se supăra pe vreunul dintre noi, pe mama, pe mine sau pe sormea, nu vorbea cu toată familia mai mult sau mai puțin, da? În funcție de cât de supărat era, putea să nu vorbească o zi, două sau o săptămână, da? Perioada în care era o tensiune pe care o puteai tăia cu cuțitul în casă și noi eram în jurul lui ca niște saltimbanci de la circ, încercând să facem, să intrăm în grație, astfel încât să scurtăm acea perioadă. Lucrurile astea l-am înțeles mult mai târziu. Deci asta era pedeapsa tatălui tău. Da, foarte important de spus, tata vine dintr-o familie în care mama lui, bunica mea, l-a bătut ca în filme. Și el nu s-a atins niciodată de noi. Deci el a putut să facă acest drum. A văzut cât de greu i-a fost să-și ia bătaie fizică de la mama lui. Și tot ce a putut să facă și a fost extraordinar din acest punct de vedere a fost să nu se atingă de noi niciodată, indiferent ce am greșit. N-a putut să facă partea cu comunicarea. Nu e și chestia asta și... Și atunci, o să înțeleg. În loc să aplice pedeapsa fizică, tăcea. Exact. Și un lucru când am crescut, am zis, bă, când o să fiu părinte,
orice o să-i fac, la mine bătaia nu există. Eu când văd, am văzut o mamă care și-a plămâit copilul în parc și m-am dus la ea și a fost nasol. Adică prima reacție, am văzut negru în fața ochilor aproape și am vrut să o bat. Eu sunt o persoană extrem de non-violentă, dar când văd un copil bătut, apropo de traume transgeneraționale, cred că asta o am de la tata săracu, nu mai gândesc. Sunt ca un animal care nu mai gândește. Nu se pune problema bătăiei, dar am zis, când o să am copil, niciodată n-o să, o să fac un efort să vorbesc cu el, chiar dacă mi-e natural atunci când sunt într-un conflict, mie îmi vine să nu vorbesc. Că așa, asta am văzut eu. Și atunci eu, făcând aceste eforturi conștiente, am fost convins că de cele mai multe ori vorbesc cu, când avem o problemă, o vorbim în familie. Și într-o zi, când Marca, cred că avea vreo 5 sau 6 ani, ne îndreptam spre parc, dacă mai ții minte vârsta aia, că încă n-a ajuns rău acolo, pleci la un parc cu sarsanale, cu toate după tine, ca să se joace. Stai liniștit, e pe acolo, da. Iată. Treceam prin nu fața... știi cu ce se joacă. Da. Și să nu se certe cu alt copil că de ce n-are lopățica, da, nu știu sau care, să și... nu ajungi în parc și să îți dai seama că ea a vrut bicicleta și când ajunge în parc, de fapt, vrea trotineta. Și atunci exact. Le iei pe toate. Exact. Și le pui, noi avem norocul că încă folosim căruciorul pentru momentele când e foarte obosită și atunci căruciorul ăla, de fapt, e un fel de remorcă cu toate. Noi aveam o sarsana de aia de rafie de la supermarket, la propriu, care era plină cu de toate. Așa. Și mergând cu Mar spre parc la vârsta aceea și trecând, țin minte și acum, prin fața viitoarei lui școli, ne plimbam așa noi ca băieții, eu am o chestie foarte, pe care încă o fac și mi se pare foarte bună, îl întreb pe Mar din când în când ce nu-i place la mine. Știi? Mi se pare foarte important să-l ascult pe copil, indiferent că dacă e supărat în ziua aia că nu l-a lăsat să joace pe telefon, o să-ți spună chestia asta. Dar din când în când îți va spune niște chestii la care nu te aștepți și care, dacă nu le iei personal, te ajută să fii un părinte mai bun. Și întrebându-l eu, m-am simțit bine așa și încrezător, l-am întrebat pe Marc, măi Marc, ce nu-ți place ție la mine? Și copilul, ca un bătrân, știi că copiii au inteligența asta așa bătrânească în ea, asta s-a gândit un pic, n-a răspuns imediat și a zis, era o zi cu soare frumoasă. Nu-mi place că uneori când te super cu pe noi nu vorbești. Și îți dau cuvântul meu de onoare că în momentul ăla, wow, dacă venea un meteorit... Deci nu, m-am gândit că dacă mai bine mă arunc în fața unei mașini, ca să simt mai puțină durere. Deci, de seama, tot ce mi-am propus eu să nu fac ca părinte, făceam fără să-mi dau seama. Și adică exact eu eram conștient pe aia că a pus da, degetul deci, copilul tău. Și ca să fie lucrurile și mai nasoale. Deci am zis că dacă mă calc în autobuz, e mai ușor simplu. După care asta am mai stat puțin și a continuat. Și m-ar ajuta dacă atunci când e supărat, mai spune cât stai supărat, ca să știu și eu. Și în momentul ăla am zis că dacă tot vine autobuzul și mă calcă, să dea și în spate, ca să fiu sigur că nu mai scap. Și a trebuit să mă adun, că na, eram singur adult acolo, m-am adunat singur așa ușor, și am încercat de atunci să fac lucrurile mai bine. Habar n-am dacă mi-au ieșit. Dar, vezi, ne propunem să facem niște chestii, credem că le facem, și de fapt, apropo de cel mai bun tată, pot să zic eu, să claimuiesc eu cât vreau că sunt cel mai bun tată, da? Asta va spune Marc la un dat, dacă o va spune, și niciodată nu va fi o chestie definitorie. Sunt momente când sunt un tată bun pentru el, sunt momente când sunt un tată groaznic pentru el și cred că e firesc să fie așa, dar e firesc să știm momentele când nu suntem părinți buni și e firesc să întrebăm și să le aflăm ca să le putem îmbunătăți. Deci munca asta de părințenie e cumva un fel de brutărie, adică te trezești dimineața la 4, frămânți, faci pâinea, o scoți din cuptor, o vinzi, se termină toată pâinea, dimineața o iei, a doua zi o iei de la capăt. Cu următoarea mențiune că uneori faci toate chestiile astea și când se crească nu vinde sau nu cumpără nimeni. Da. Da? Sau tu vrei să iasă o pâine rotundă, iasă o pâine dreptunghiulară care are un gust de... nu o poate mânca nimeni. Mm-hmm. Deci nu știi, dar ca orice bun brutar, că ți iese, că nu ți iese astăzi, mâine te trezești la 4, să te duci la muncă, să frămânți, să coci pâinea și să sper că cineva o să o cumpere. Exact așa trebuie și la parenting. În fiecare zi trebuie să ne trezim să facem cât de bine putem noi. Și indiferent cum ne este astăzi, mâine trebuie să o luăm de la capăt. Dar simți că ai avut momente în care ai exagerat în misiunea ta, adică de dragul acestei etichete, cel mai bun tată. Simți că ai exagerat și aici mă gândesc, vorbim relaxat, repet, mă gândesc la, ai scris săptămânile trecute că te-ai dus la restaurant și dintre toți copilul tău a comandat broccoli. Uh-huh. E o mică observație, știi, mi se pare foarte mișto, apropo de chestiile astea, ai văzut că inclusiv tu ai simțit nevoia să spui
că vorbim relaxat. Da, da, da. Adică e, apropo de chestii, cumva ne scuzăm. Mm-hmm. Da, pentru că este, am fost cât se poate de ironic acolo, sigur că sunt mândru, mm-hmm. eu urăsc brocoliu. Cei care mă urmăresc, cred că știu că urăsc brocoliu. Da. Dacă urăsc ceva mai tare ca brocoliu, este gingerul, mm-hmm. atâta. În rest, în afară de asta, nu urăsc nimica. Și atunci, na, făcând mișto de chestia asta, sigur că în mintea mea am fost mândru, știi, de el că îi place brocoliu, da. Chestia care mie nu mi-a ieșit, este meritul maică-sii. Dar în acest spirit de glumă, puteam să zic, băi, lui Marc îi place brocoliu și lumea ar fi spus în mintea ei sau acolo, bine bă, că te lauzi tu că al tău mănâncă da. Brocoliu și nu, sau puteam să aleg să fac mișto de chestia asta, știi? Și mi se pare că prin umor e mult mai ok să spui niște lucruri, da? Decât să zici, să vii să spui, uite ce deștept e al meu. Eu chiar nu înțeleg cum îi place lui brocoliu, că ți-am zis, mie mi se pare oribil. Dar e... Da, dar dacă din tot meniul de la restaurant el alege brocoli înainte de cartofi prăjiți, pizza, nu paste... Pot decât, nu pot decât să mă bucur. Dar ceea ce este fain la comunitatea pe care o să o creez este că nimeni n-a venit să zică, păi cum, de ce nu îi zici tu că adică tu ești de la care îl duci la fast food? Nu, oamenii au înțeles că este vorba de o glumă și sigur. Că nu e... cum ai spus tu, o exagerare. Da. Și o să vă mai citesc ceva și de aici o să încerc să deschid o discuție care ne va duce, de fapt, la partea practică a întâlnirii noastre de astăzi. Marc a avut evaluarea, nu? Clasa 4. Și vine Marc la tine, zice că are evaluarea și tu îl întrebi dacă are emoții. Da. Și Marc îți răspunde, un pic, că nu știu cum o să mă descurc dacă o să greșesc. E primul test mai important pentru mine. Aha. Am făcut simulări, m-am descurcat bine, cred că o să fie ok. Dar tot am emoții. Și tu îi spui aici, fiului tău, așa, singurul lucru pe care aș vrea să nu-l uiți mâine este că și mami și eu te vom iubi la fel de tare și dacă vei da foaia goală. Și te vom considera la fel de minunat, nici testul ăsta și niciun alt test din viața ta nu va fi de unul singur definitoriu pentru ceea ce ești sau ceea ce știi. Crezi că poți să nu uiți asta? Marc îți răspunde da. Fața ei s-a luminat și aici s-a încheiat discuția despre evaluarea lui care începe mâine. Și am intrat pe tărâmul emoțiilor. Pentru că, într-un fel sau altul, noi suntem cei care îi introducem pe copii în... regatul ăsta, imperiul ăsta al emoțiilor care cumva ne guvernează toată viața apoi. E important de spus continuarea, pentru că iarăși, știi, când oamenii, mulți de câte ori când aud sau citesc chestiile astea, parcă sunt că le exagerez, că le inventez și asta, discuțiile nu le inventez, uh-huh. sunt cât se poate de reale. Asta nu însemnând că nu sunt și momente când lucrurile se întâmplă ca se întâmplă rău. După această discuție care a avut loc luni, le-a avut testările marți și miercuri. Marți după amiază, după testarea la română, când urma testarea la matematică, a făcut un tantrum cu maică-sa, eu nu eram acasă, de m-a pus de maică-sa, și s-a dat cu fundul de pământ, de emoții, da? Aha. Pentru că, na, este mai ușor să fac acest tantrumul cu maică-sa decât cu mine. Probabil că, na, mă vede ca pe o figură masculină și este mult mai ușor să facă chestiile astea cu ea. Face și cu mine, dar mai des le face cu ea. Deci nu, ce vreau să spun este că această discuție nu a rezolvat ca prin magie emoțiile lui Marc. Că nu e vorba despre asta. Emoțiile nu le putem niciodată rezolva și nu le putem înfrâna, dar ar fi greșit să facem chestia asta. Ci doar în acel moment, în acea zi de luni, pentru Marc a fost suficient să audă de la unul dintre doi cei mai importanți oameni din viața lui, adică ori de la mine, ori de la maică sa, că indiferent ce va face, și am spus așa, că dacă dai foaia goală, o să fie la fel de ok, să știi. Asta nu înseamnă că asta este valoarea ta pentru noi. S-ar putea să ai emoții, s-ar putea să fii ok. Deci dacă dai foaia goală, poți să fii convins că noi te vom iubi la fel. Deci în acea zi pentru el a fost suficient. A doua zi n-a mai fost suficient, dar în acea zi a fost suficient. Și cred că e foarte important să putem să fim acolo pentru copiii noștri și să-i ajutăm să stea cu emoțiile lor. Indiferent care sunt acestea. Noi de cel mai multe ori ca părinte, că tot mă întrebai de lucrurile pe care nu le fac bine și sunt multe pe care nu le fac bine. Noi de cel mai multe ori ca părinți avem tendința, când îi vedem că suferă, să facem ceva ca să intrăm într-o vrie și să facem ceva să-i facem să scape de suferință. Ori ceea ce facem noi de fapt este să o înfundăm mai adânc. Și un trainer american
autor de cărți foarte, Larry Cohen îl cheamă, povestea foarte frumos că lucrurile despre care nu vorbim, sentimentele noastre despre care nu le vorbim și nu le lăsăm să se manifeste și nu le procesăm, se adună așa, una peste alta, în sufletul nostru. În straturi. Exact. Și la un moment dat, pe aia de ce mai de fund nici nu mai știm despre ea. Asta nu înseamnă că ea nu se va manifesta la un moment dat. Da? Și o luăm, îl vezi pe un adult sau un copil cu ea la un moment dat razna și te întreb de ce că pare să fie, să aibă o zi foarte normală sau că este foarte bine, știi? Este o chestie din trecut care nu s-a lăsat manifestată și procesată. Deci cred că ceea ce trebuie să încercăm să facem ca părinți este să îi ajutăm să stea cu emoțiile lor. Chiar și atunci când sunt emoții puternice. Fie că sunt emoții pozitive, cum le spun unii, sau emoții negative. Dar mai ales la emoțiile negative, e important să poată să stea cu ei. Dar și la emoții pozitive. De câte ori nu vine un copil când tu ești obosit și îl vezi că este foarte solicitat și zici, băi, ce te-ai bucurat așa, că n-ai de ce să te bucuri, știi? Când tot ce trebuie să faci, să zici, pare foarte fericit de ceea ce s-a întâmplat, știi? Și dacă faci această ascultare activă și oglindești ceea ce simte el, o să vezi că se liniștește mult mai încet. Mult mai repede, scuză-mă. Da, și e treaba asta. Deci, în primul rând, tu ca părinte, i-ai dat siguranță copilului, indiferent ce faci la simulare, eu și cu mami o să te iubim. Iubire necondiționată. Dar asta nu înseamnă că îi rezolvi emoțiile lui. Îi ofer doar un spațiu de o plasă, de siguranță. Noi suntem aici, indiferent ce ți s-ar întâmpla. Pentru că fetele mele, gemenele, sunt mult mai mari decât... sunt mult mai mari. Sunt cu câțiva mai mari decât Marc și ele, în continuare, de obște una dintre ele, au emoții foarte mari înaintea acestor lucrări, teze, teste, olimpiade și așa mai departe. De câte ori trebuie să... Că unii să nu rămână cu impresia că, băi, i-ai zis odată, eu te iubesc oricum, tu știi că te iubesc, nu trebuie să zic asta în fiecare zi. De câte ori trebuie să-l asigur pe copilul tău că ești acolo? Ori de câte ori are el nevoie. Adică nu, eu cred că ar trebui să o spui până în ziua în care mor. Adică meseria de părinte e o meserie în care nu te pensionezi niciodată. Te pensionezi când mori, da? Sau, mă rog, scap de aia dacă vrei să scap de aia în momentul în care mori. Până atunci rămâi părintele copilului tău și tu o să-l vezi, așa am auzit, că tu o să-l vezi ca pe un copil care are nevoie de tine și când tu o să ai 80 de ani și el o să aibă 55 sau 60. Deci nu cred că ar trebui să te oprești vreodată din chestia asta. Și cred că, eu spun mereu că în relația părinte-copil, indiferent de vârstă, responsabilitatea este a părintelui pentru acea relație, da? Responsabilitatea copilului tău este pentru relația lui copilul lui. Dar pentru relația ta cu copilul tău, indiferent de vârstă, responsabilitatea și valoarea acelei relații este dată de cum te comporți tu ca părinte. El nu are obligație, tu îl iubești necondiționat. În afară de iubirea, eu am, până acum am găsit două iubiri care sunt necondiționate. Una a părintului față de copil și a doua a câinilor față de stăpân. Mulți care nu iubesc câinii, când le compar iubirea față de copilor cu iubirea față de unui câine față de om, se răzvrătesc. Eu n-am văzut, nici la oameni am văzut chestia asta, să bați câinile și el să nu plece de lângă tine, mi se pare, aia e definiția iubirii necondiționate. E, așa simte și părintele, da? Copilul nu simte așa. Copilul, dacă nu este iubit de părintele lui, la un moment dat zice, bă, îmi iau bocceluța și plec, nu? Și e firesc să fie așa. Deci, în această relație, tu trebuie să faci eforturi ca părinte ca să fie o relație cât mai bună. Și atunci, dacă copilul are nevoie în fiecare zi sau de trei ori pe zi să audă că tu vei fi acolo, ar trebui să faci chestia asta. Pentru că, și asta o spun din experiență, dacă o faci de mic și o faci de câte ori are nevoie, la un moment dat n-o să mai aibă nevoie. S-ar putea ca la unii să dureze 10 ani, s-ar putea la unii să dureze 7 ani, dar cu siguranță dacă o faci, copilul la un moment dat va interioriza chestia asta, o va avea în conștient și nu va avea nevoie să o audă. Dar până va fi chestia asta, trebuie să o spui și dacă are emoții la 18 ani. Știi? Și nu este despre... Și nu doar când are emoție, nu doar în zilele în care are simulări sau lucrări la școală. Nu, cu siguranță, nu, mai ales că tot Larry povestea foarte frumos apropo de emoțiile noastre, știi, le zicea că creierul nostru este ca o siguranță, știi, aici este creierul emoțional și ăsta este creierul rațional. Uh-huh. Și când avem o emoție puternică, exact ca siguranța sare. Și atunci, în acel moment, tu dacă încerci să-i spui creierul ceva rațional, el nu aude, că săracul și dacă ar vrea să-i spune. Deci tu dacă copilul zice... Mama, am super emoții, nu știu ce, sigur că l-ajută să-i spui că îl iubești, dar cu siguranță nu l-ajută să-i spui atunci, de ce, că tu ai învățat, nu știu ce, mai pune mâna acum și învață, că mâine ai examen, nu știu ce. Trebuie să reușești să stai cu el, să zici, ok, pare că ești foarte stresat de ceea ce urmează să se întâmple.
Și dacă și apoi după aia când v-ați calmat, sunteți amândoi calmi, după ce au trecut examenul, să vorbești cu el. Bă, uite. Ai luat, nu știu. Pare să fii dezamăgit de nota pe care ai luat-o. De ce crezi că s-a întâmplat chestia asta? Ce am putea face? Ce crezi că ai nevoie? Și așa mai departe. Dacă îi zici cu o zi înainte de examen, aha, știam eu, dacă te duceai tu în club și nu învățai și eu îți spuneam să stai să înveți și nu știu ce, cu ce le ajută aceste lucruri dacă le zici atunci? Bun, deci, hai să spunem cât de des se poate te iubesc, să-i asigurăm că suntem aici indiferent cum ar performa, nu știu, în relațiile cu oamenii, în școală puțin, și așa mai dar departe. Dar nu ne place ca adulți să auzim chestia asta, ca adulți, nu ca și copii. Nu ne place să auzim că suntem iubiți. Nu asta, spre asta tindem cu toții ca oameni, să fim iubiți și acceptați pentru ceea ce suntem. Știi că mai e un tip de e un tip de oameni care spune dar de ce nu mi-ai spus că mă iubești? Păi pentru că mie îmi place să-ți arăt. Da, eu nu cred că este de ajuns. Sigur că e important să arăți, dar asta cu arătat-o, știi cum e, poate fi interpretat. Așa dacă ai spus-o și dacă o crezi atunci când o spui, cred că are valoare foarte mare. Hai să vedem, dacă îi asigurăm de iubirea noastră, dar nu e suficient să le rezolvăm problemele astea emoționale. Cum îi învățăm pe copii să stea cu emoțiile? Și Alex este autorul a unei serii de jocuri. V-am zis că astăzi ieșim din online, lăsăm tehnologia la o parte și ne întoarcem la offline, la viața reală. Sunt niște jocuri de societate. Să le spunem, da? Board games-uri, da. Board games-uri. Niște jocuri cu cartonașe în care poți să îți testezi relația cu copilul tău, să afli lucruri despre copilul tău și copilul tău să afli lucruri despre tine. Până acum au apărut vreo, eu aici, nu știu, avem 7-8. 7-8 sunt 12 în total. O să încep puțin de la cum am hotărât să le crezi, că e important, apropo de cumva tema discuției astea, respectiv conectarea oamenilor în general și conectarea părinților cu copiii în particular. În primele luni de pandemie, nu știu dacă s-a întâmplat asta și în familia voastră, dar la noi în familie am remarcat de la un punct încolo o chestie paradoxală. Deși stăteam tot timpul împreună, eram mult mai deconectați. Pentru că, cel puțin, și asta era vina adulților, pentru că trăiam cu acele frici și anxietăți, pe care n-aveam unde să le ducem, că rămâneam între pereți, că eram obligat să stăm, și atunci de foarte multe ori seara când ne întâlneam la masă, săream cu gura pe Marc, fără ca să aibă copilul vreo vină și din nimic, știi? Începeam să, eu cel puțin, am remarcat chestia asta că fac mult mai des decât de obicei, țipam la el fără ca el să aibă săracul vreo vină, știi? Și când am realizat că se întâmplă chestia asta și că sunt deconectat la el fără ca el să aibă vreo vină, și pentru că având partea de blogging și de influencing care era sursa mea de venit și care n-a mai mers în primele luni de pandemie, că bugetele de marketing au fost primele tăiate, am zis ok, hai să încerc să creez ceva care să pot vinde online și care să fie în acord cu ceea ce fac eu până acum, partea de parenting și partea funny, așa cum am spus, nu e demonstrată, dar așa mi se pare mie. Și atunci am creat seria de jocuri de funny brand. Au fost 10 jocuri inițial și cu ăsta am început, cu Dacașul. Am zis că dacă fac care sunt 80 de cartonașe, care încep cu întrebări cu Dacaș. Uh-huh. Și o să povestesc imediat despre el. Și am zis că dacă fac un singur joc, o să fie complicat de vândut unul singur. Deci atunci am făcut 10 jocuri, sunt și pentru adulți și pentru copii. Și apoi am mai scos două, vorbim separat un pic de ele mai târziu. Am creat aceste jocuri în ideea în care și ele deocamdată sunt doar offline și încerc să le țin cât pot de mult offline. Cu siguranță l-am dat vorange și într-o aplicație, dar încerc să le țin offline. Tocmai în ideea în care, ok, pandemie sau nepandemie, cu toții suntem conectați foarte mult la device-uri. Hai să găsim niște momente, în fiecare zi ideal, dar măcar de câteva ori pe săptămână, în care lăsăm cu toții device-urile deoparte, ne punem la masă sau jos pe covor în casă și începem să ne jucăm. Da? Și întrebările de pe cartonașe și cartonașele nu au un scop în sine de a afla, de a spune vreun adevăr, că nu este despre greșit sau corect sau greșit răspunsul la întrebări, este despre a porni niște discuții în care după aceea poate să ducă, ajungi la lucrurile care contează cu adevărat și ajungi să te conectezi cu persoana din fața ta, fie că este copil, că ți este prieten sau că ți este partener. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cu toții tânjim să ne conectăm. Și ce reușesc să facă jocurile astea și cartonașele este că, povestind despre diferite lucruri din viața ta, ajungi să te simți mult mai bine. Pentru că această idee de joc care se formează, un fel de cerc al încrederii, știi, când te joci, nu mai ești, noi, adulți în mod particular, dar și copiii de foarte multe ori, știi, ne învață societatea că trebuie să zicem, să fim, să dăm bine.
să spunem lucrurile corecte, să ne comportăm corect și mai departe. Și credem despre noi cu toții că suntem niște persoane bune. Și provocăm așa, noi suntem în cea mai mare parte a timpului persoane bune, albe le spun eu, știi? Dar cu siguranță cu toții avem și zone negre și de cel mai multe ori suntem gri. Da? Suntem când bun, când trăi și pendulăm între chestia asta. Ori nu avem nevoie să povestim în realitate doar despre momentele când suntem buni. Ba, din contră, avem nevoie să povestim și să ne facem, să vedem că suntem acceptați pentru ceea ce suntem cu totul și când suntem răi. Da? Și atunci, în această idee de joc cu copiii sau cu adulții, când îl vezi pe celălalt povestind că, bă, am avut, nu știu, o întâmplare în care am fost foarte nasol, da, am făcut o chestie groaznică, zici, în primul rând, ce mai multe ori zici, mamă, păi da, problemele mele pălesc în comparație cu asta. Și doi este că dacă el a putut să povestească chestia asta și mă uit în jur și nimeni nu este supărat pe el sau pe ea că a povestit chestia asta, înseamnă că pot să povestesc și eu ce mă apasă. Eu le spun mereu părinților că ăsta e recomandat 6 ani, dar când vin părinții și mă întreabă de copii mai mici, de 3-4 ani, eu zic că e un joc foarte bun, fie și prin prisma faptului, de exemplu, unul dintre întrebări, uite, dacă aș putea, hai să răspundem amândoi la chestia asta, din asta, dacă aș putea renunța la un viciu, aș renunța la... Fumat ca să le fac, ca să mă vadă mai bun fetele mele și mai puternic. Eu aș renunța la urmăritul like-urilor pe social media. Sunt dependent de chestia asta. E foarte... înțeleg că este din toate punctele de vedere nasol, dar este ca orice altă dependență. Nu mă pot abține. Înseamnă că nu prea e vicii dacă pe ăsta l-ai ales dintre toate. Mie mi se pare că e un... Uite, mi se pare că inclusiv așa poți să fii cel mai bun tată pentru copiii tăi, într-un context potrivit. Adică eu sunt dat contraexemplu întotdeauna legat de fumat. Inclusiv Roa știe că eram cu un prieten zilele trecute... și vine Roa, ne vede și zice, bă, ne ia așa, zici, ca o bătrânică. Și ne zice, trebuie să vă lăsați de fumat. Asta vreau să spun, că știi, apropo de acest cartonaj care zici, bă, ce să joci cu un copil de 5 ani, ce vicii poți să aibă el? Dar mi se pare mai important decât ce răspunde un copil de 5 ani, este că îți dă ție poziția ta ca părinte să povestești despre vici în general. Că el provoacă prima întrebare, o să fie mami sau tati, ce ăla viciu? Și poți să-i povestești ce înseamnă vicile, poți să-i povestești despre vicile tale, poți să-i povestești de ce ți-e atât de greu să renunți la fumat în cazul tău. Știi? Adică îți deschide o oportunitate, pentru că altfel când vine cineva și spune, tati, nu te lași de fumat, prima senzație este să spui, sigur că da, te lași jumătate de oră și după aia fumezi pe ascuns. Nu știu dacă o faci și tu, dar ți-a prieten care le zic copilor că se lasă de fumat și fumează pe ascuns. Așa când te joci, ți-e mult mai confortabil să-i spui copilului, nu știu, mult mai multe lucruri adevărate. Că hai să fim serioși, nimeni nu este, nici măcar cu el însuși sau cu ea însăși, nu suntem 100% onești, da? Dar putem să fim mult mai onești într-un cadru în care ne jucăm și putem să fim mai deschiși în a povesti de ce anumite lucruri ne este greu să le facem, cum ar fi să renunțăm la un viciu. Că, da, e ușor să spui unui copil că te lași, dar în realitate nu te lași. Bun. Da, asta mi se pare periculos, să-i promiți copilului da, tată, mă las și să nu o faci. Asta mi se pare periculos. Și să faci pe ascuns crezând că el nu știe, că ajungi la fel ca mine. Hai. Nu? De ce nu vorbești cu noi, ajungi și copilul să zică, la 18 ani, să zică, mă, păi tată, îl vezi cu țigară în gură și nu înțelegi de ce. Și el spune, tu zici, păi eu nu fumez. Hai mă, tată. Mie îmi spui? Pe cine vrei să minți? Bun, hai să ne întoarcem din ocolul ăsta. Hai să ne întoarcem la cum învățăm alături de copiii noștri, că pe noi nu ne-a învățat nimeni, să stăm cu emoțiile noastre. Și am mai adus aminte în podcastul ăsta, într-o conversație săptămânile trecute, că Brené Brown spune că cel mai bun lucru pentru a ne cunoaște emoțiile e să le dăm nume. Adică să avem un limbaj al emoțiilor. Și tu în cartonașele astea cu... Unde emoții, sentimente. Aici. Emoții și sentimente. Ai vreo 50 de emoții cu definiții cu tot. Într-o lume în care suntem învățați că emoțiile sunt vesel, trist sau... Bucuros, supărat? Bucuros, supărat. Și cam atât. Nervos. Zona asta, da, nervos. Și mai am lectat când eram noi copii, cel puțin în cazul nostru ca băieți era, n-ai voie să plângi că tu ești băiat. Și tu de ce ești supărat? Că ești copil, n-ai niciun motiv să fii supărat. Asta auzeam eu, de ce, nu doar de la părinți, dar tot ce înseamnă, învățători, vecini și așa mai departe, da?
dacă țin eu bine minte, cred că sunt niște, unii au descoperit niște mii de sentimente și emoții, mii, da? Eu am pus doar 50 aici, care mi s-au părut mie cel mai importante. Păi da, dar 50 într-o lume în care întrebarea este de ce e supărat, adică... Cartonașele astea sunt, mi se pare mie foarte valoroase, că sunt de genul așa, azi mă simt fericit pentru că, și pe spate ai definiția fericirii. Și așa zi la toate cele 50 de emoții. Și mi s-a părut important pentru copiii din ziua de azi să înțeleg, și pentru adulți. Eu zic mereu că, eu, ca să nu îi fac pe mulți adulți să simtă că să simtă prost că ar folosi jocurile astea, spun că sunt pentru copii. Mie mi se pare că și nouă ne folosesc foarte tare. Păi dar, nu ne-a educat nimeni în sensul dar zic ăsta. Că, ai zice că sunt pentru copii. Mi se pare foarte important pentru copiii din ziua de azi să învețe că sunt mult mai multe emoții, că sunt la fel de valabile toate, fie că sunt... ne fac să ne simțim bine sau ne fac să ne simțim rău și că nu putem controla ceea ce simțim. Putem controla eventual cum ne comportăm în urma ceea ce simțim. Dar cum simțim nu ne putem controla. Și eu dau mereu exemplul ăsta. Eu sunt genul de om care am această ambivalență. Când aud de un prieten al meu că îi merge bine, în măsura în care mă bucur pentru el, simt și invidie. Nu o recunosc cu mândrie, dar o recunosc. Și nu pot să controlez chestia asta. Cu siguranță, într-o terapie, o să descoper de ce simt chestia asta. Dar acum, uitându-mă la mine, când aud de cineva că îi merge bine, este bravo lui, mă bucur, și o altă parte care zice, da, mie de ce nu mi-a ieșit? Da, mie de ce nu-mi iese? Că uite, eu sunt mai deștept sau mai frumos, mai nu știu cum. Sigur că, încă o dată, contează ceea ce fac în urma ceea ce simt, dar de simțit, dacă e să fiu onest cu mine, cu tine și cu oamenii care ne privesc, simt și invidie. Și atunci, și povestesc asta și lui Marc. Pentru că n-aș vrea ca el să ajungă, el sau orice alt copil să ajungă să simtă lucruri, să-i se pare că asta e cel mai mare pericol la sentimente când vorbim despre ele. Copiii să ajungă să creadă că e ceva neregulă cu ei, că simt invidie, că simt supărare, că simt nervi pe cineva. Știi, când noi spunem, de ce să fii nervos? Și când copilul ajunge să fie nervos tot timpul, zice, băi, sigur e ceva neregulă cu mine. Că îi vine să plângă, ce emotiv ești tu? Și se pare că este un mult mai slab pentru că este motiv. Când aveam vreo 2 ani și mergeam cu sarsanale după noi, a avut perioada în care săpa gropi pe unde mergeam prin orice părculeț. Și într-o zi, după ce am stat vreo oră cu el și a săpat 10 cm o gropiță, am zis, băi, Marc, nu mai pot, hai să mergem acasă. Și a strâns nervos toate jucările și în timp ce ieșeam din parc, ne-am întâlnit cu un alt vecin care își plimba câinele, un domn mai în vârstă, cred că avea la vremea respectivă peste 70 de ani, ne știam, ne salutam și când am văzut pe Marc plecând așa, bondoc cum era el la vârsta aia și supărat, a trecut pe lângă el și a zis, i-a zis domnul, bă, dar ce supărat ești tu? Și Marc a trecut pe lângă el, mai făcut vreo 2 pași, s-a oprit, s-a întors și a zis, nu sunt supărat, sunt frustrat. Și reacția omului a fost, frustrat! Pentru că, unu, sunt convins că nu și-a închipuit vreodată că un copil de 2 ani poate să răspundă așa. Doi, pentru că sunt aproape convins că nu știa el ce înseamnă frustrat. Da? Pentru că săracul om nu auzea în viața lui. Deci, și îți dai seama, mândria mea ca părinte, că Marc a putut să facă diferența dintre supărare, că nu era, acolo era frustrare, că nu lăsase să sape cât vrea el. Așa. Deci de asta mi se pare important să ajungem să facem diferențe între... supărare, frustrare, frică și anxietate, care sunt chestii diferite, bucurie și anxietate. Uh-huh. De foarte multe ori, știi, avem așa un sentiment, știi, uite ce bucuros e copilul și el săracul nu e bucuros, este foarte anxios. Copiii, vedem atâtea chestii pe YouTube, știi, am citit undeva și mi se pare foarte mișto chestia asta, copiii urăsc surprizele și noi nu înțelegem ca părinți. Copiii, de fapt, urăsc surprizele. Vedem atâtea pe tipuri de-astea pe YouTube. Hei, Paul, ce crezi că facem noi mâine? Ce, mami? Mergem la Disneyland! Și vezi copil cum se bucură și pe aia începe să plângă în hohote pentru că este, e mai mult decât poate duce el, știi? Este și pentru părinte e mișto și face 1 milion de vizualizări și uite, dar furtuna de trăire care a fost în interiorul lui Paul nu mai putem să o luăm înapoi, știi? Și de asta copiii, mai ales la astfel de moment, e de fapt ură surprizele. Și trebuie anunțați din timp, spui? Uite, da, asta eu mereu îi spun, uite, ne gândim că să facem chestia asta, nu știu dacă ne iese sau nu, eu așa îi zic lui, sigur că unele surprize, nu știu, nu-i spui dinainte de ce e de Crăciun, dar nu poți să-l ții mereu într-o surpriză în alta, pentru că emoția lui e atât de puternică, încât uneori nu poate să ducă și na, e foarte drăguț să vezi un copil plângând de bucurie, dar ceea ce se întâmplă în interiorul lui pentru el în acele momente când plânge, este... Deci descărcarea aia poate să-i dăuneze copilului, spui? Da, da.
Da, uite, vezi, nu știam lucrul ăsta și am făcut o singură dată chestia asta, când erau fetele mari, mici, erau mari fane Soi Luna, tu nu știi că am era auzit pe partea de fetițe, partea roz, și am auzit că e Soi Luna, personajul serialului, în turneu în Europa, are spectacol la Milano și am zis, mamă, cât s-ar bucura fetele, pentru că era perioada când aveau role cu Soi Luna, Găzdan cu Soi Luna, Penar, etc., etc. Și am zis, mamă, cât s-ar bucura fetele. Și le-am învoit într-o vineri de la școală, le-am trezit la, nu știu, 5 și ceva dimineața și am zis, mergem la aeroport și le-am arătat biletele la Soi Luna. Uite că nu știam că am greșit. Bă, nu știu dacă ai zis, eu spun ce, că poate pentru ele a fost ok, na, și noi am făcut că marche cu basketul. I-am făcut ne-a dat un cadou de Crăciun când mergem la un meci și am făcut sub formă de puzzle. Știi, când am făcut puzzle, l-a văzut, era scris acolo, merge nu știu unde. Și copilul a început să plângă. Aha. Deci, sigur că s-a bucurat foarte tare. Cred că fiecare dintre noi, dacă suntem părinți, că suntem la masa asta sau sunteți și ascultați sau vă uitați la podcastul ăsta, a greșit cu dar chestia nu e de greșeală, asta, crezând că... Nu e de greșeală, este că e frumos să faci surprize, dar mi se pare că greșit este zici. să faci numai surprize. Unele chestii okay. Trebuie să le anunți. Și mai ales chestiile care s-ar putea să nu fie plăcute, adică... Na, nu știu, se întâmplă, Doamne ferește, să nu mai poți să mergi într-un concediu sau să nu ai, să știe că merg fetele tale la Soi Luna și nu mai merg. Okay. Să le anunți în ziua în care trebuie să mergeți la aeroport că nu mai mergeți, este mult mai nasol decât să le spui, bă, uite, a intervenit ceva, s-ar putea să nu putem să mergem. Eu mă străduiesc să mergem, dar s-ar putea să nu ne iasă, știi? Și atunci, sigur că dezamăgirea va fi acolo, dar va fi cumva atenuată decât să fie dintr-o dată șocul atât de puternic. Deci cred că în multe dintre cazuri ajută să dai niște mesaje de prevenție. Deci vedeți că nu e un curs podcastul ăsta, e pur și simplu mărturisirea unor experiențe din viața de părinte și cumva fiecare puteți să participați, bănuiesc că sunteți și vocali, adică dați replici. Și eu am făcut asta, dar chiar și mie mi se întâmplă. Hai să mai tragem un bilețel, pentru că suntem la jocul ăsta, la cum să... Uite, asta mi se pare mie, apropo cum de sentimente. Cum să învățăm emoțiile, și noi și copiii noștri, și, cum zicea Alex, ca să stai cu emoțiile tale, trebuie să știi cu ce emoție stai. Hai să facem cum recomand eu să se joace. Eu spun că jocul ăsta cu emoții ar trebui să existe în toate casele în școli, toate casele cu copii, toate școlile și grădinițele din România și îl propun așa. Întinzi toate cartonașele pe masă cu cele 50 de emoții, sentimente și fiecare își alege, în funcție de cum se simte astăzi sau cum s-a simțit, un cartonaș și povestește plecând de la acel cartonaș. Cred că pentru să faci asta în fiecare o dată pe săptămână în familie, să pui cartonașe pe masă și fiecare să-și aleagă să povestească cum i-a fost ziua sau săptămâna plecând de la acel cartonaș sau la școală, să începi săptămâna sau să o închei cu fiecare elev și trage un cartonaș și povestește cum i-a fost ziua, cred că e un exercițiu foarte bun. Hai să alegeți de aici, unde ăsta. Până mi-aleg eu, zi-mi un răspuns al lui Marc pe care îl ții minte, că tu și documentezi pe blogul tău experiențele astea. Din ăsta nu-mi vine minte, dar să povestesc câte hotărăști, povestesc din lucruri care nu-mi plac apropo de copii. Când am lansat jocurile, am zis, hai să facem și noi un Facebook Live ca să promovăm în familie jocurile. Știi, mai ales că Iulia nu vrea să apară, dar am convins să apară și ea, ca să apărăm ca o familie. Dar chiar n-am văzut-o niciodată. Da. Eu spun că din când în când trebuie să apară ca să nu creadă lumea că este inventată de mine, știi? Și o mai forțez să apară. Deci Iulia nu e un personaj al imaginației tale. Nu. Și am zis, hai să ne jucăm lucruri care nu-mi plac. Iarăși, mi se pare foarte bun pentru copii. Și mai ales pentru preadolescenți și adolescenți, pentru că nimeni nu prea întreabă pe copii despre lucrurile care nu le plac. Cu toți întrebăm, vrem să aflăm lucrurile care le plac. Ce-ți place, ce-ți dorești, da. Și dau drumul, aleg eu niște cartonașe să fie mai deștepte, eu le știam, ei nu le știau, îl pun pe Marc să tragă primul, dau drumul la Facebook Live, era toamna lui 2020 când le-am lansat. Dau drumul la, deci eram live pe Facebook, trage primul cartonaș Marc, un lucru care nu-mi place că s-ar putea să se întâmple. Și copilul, fără să clipească și fără să respire, zice, nu-mi place că s-ar putea să moară mami. Și în secunda a fost, închid live-ul și mă fac, a fost o defecțiune tehnică sau, și exact ce am propovăduit, a fost ok. Trebuie să stăm cu această emoție și cu această experiență. Și a început să povestească copilul, dacă mai țin minte, în toamna lui 2020, a fost când încă nu a apărut vaccinul, a fost nebunia că se întorc copiii la școală, de unde aduc virusul,
ucigaș și îl răspândesc între părinți și bunici și o să omoare copiii care se întorc la școală, o să omoară pe toți cei din familie pentru că ei nu pățesc nimic, dar dau virusul mai departe și omoară pe oameni. Și Marc, știind că Iulia are și o problemă cu inima și peste tot era că cei care au probleme cu inima sunt mai predispuși la COVID, copilul a trăit, noi știam chestia asta, dar copilul a trăit luni de zile cu această frică că o să-i dea lumea asta și a verbalizat-o și într-un Facebook Live. Și în momentul ăla, tot ce am putut să facem este să-l ascultăm. Și el a venit și a povestit același lucru, că este frică, că se face la școală și că nu zice așa. Și tot ce am putut să facem este să stăm cu el, că nu poți să-i spui copilului nu se va întâmpla chestia asta. Și am spus și spune fiecare dată, sunt șanse mie să întâmple chestia asta. Uite, cum ne protejăm, cum nu știu ce, când te întorci de la școală, la 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 la. Dar și dacă se va întâmpla, șansele să se îmbolnăvească mami foarte rău sunt mici. Și dacă se va îmbolnăvi foarte rău, probabil că șansele să fie salvată sunt ok, dar sigur că există niște șanse mici ca întotdeauna în viață să se întâmple răul cel mai rău. Deci, și asta l-am dat deci vezi, live pe Facebook. Dacă n-ai fi jucat acest joc, habar n-aveai că asta este... una dintre fricele lui mari. Fricile da. Mari. Da. Și e suficient că ai fost acolo și l-ai ascultat? Da. Și că a putut să o spună. Și nu am rezolvat-o, adică am mai trăit după aceea, doar că în momentul ăla emoțiile lui s-au mai liniștit și am încercat să... îl liniștim cât putem, în același timp ne mințim după copii să spunem, nu domnule, stai liniștit că nu moare mami, că noi suntem supereroi. Nu. Se poate întâmpla, dar știi cum e, ei, noi alegem să o luăm pe știință. Uite, o luăm probabilistic, care sunt șanse, la, 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 deci, da, să liniștești copilul. Ce ai ales? Astăzi mă simt, deci din jocul ăsta al emoțiilor și sentimentelor, astăzi am ales din cele 50 de emoții, astăzi mă simt leneș pentru că, pentru că asta e natura mea. Eu sunt un leneș. Nu, astăzi n-am chef să fac nimic. După înregistrarea asta, ți-am zis că am avut și o nuntă azi noapte, am avut matinal dimineața și pur și simplu nu am chef să mai fac nimic după podcastul ăsta. Eu aleg, nu o găsesc pe aici, dar îți spun ce... Dar stai, cum îmi rezolvi emoția asta? Nu, dar nu, emoțiile nu se... nu poți să le rezolvi. Emoțiile... Nu. Cum îmi zic eu că este ok? Pentru că tu, de exemplu, da. Pot să-mi spui după podcastul ăsta, mă duc să-l iau pe mare de la școală, după care o să petrecem timp de calitate în parc, după care mai am două proiecte și diseară voi fi prezent online la o conferință. Și eu o să mă simt... Aoleu, dacă te face Alex și eu... Cum te simți? Apropo de, cum o să te simți? Zi-mi cum o să te simți. Pune, cum te simți? O să mă simt inferior. Pentru că... Dar nu inferior, că nu te simți? Nu inferior. Că puiți emoția pe care o să o simți. O să simt invidie în primul rând pe tine, okay. Că mamă, cât te poate să facă ăsta. Da. Da? L-a dus și pe copil dimineață la școală, îl ia de la școală, fac fi gătit, podcast, da. Mai zice că a și gătit, îi dau cu microfonul în cap. Și atunci... N-ai cum să, încă o dată, ceea ce simți, nu poți să controlezi, da? Poți să controlezi să nu dai cu microfonul în cap când dacă m-aș lăuda eu, dar nu, mă laud că n-am de ce, că sunt eu un tată mai bun ca tine. Sper că sunt tată mai bun ca tine pentru copilul meu. N-am cum să fiu un tată mai bun ca tine pentru copilul tău sau oricare altcuiva. Dar faptul că ești conștient, știi? Faptul că ești conștient că astăzi vrei să fii leneș, îți garantez că poate vei simți chestia asta și mâine, iar miercuri o să zici, bă, nu mai pot să fiu leneș, că am fost două zile. Și o să faci niște lucruri cu fetele tale. Pentru că altfel, în loc să zici chestia asta, o să zici... Băi, am muncit mult ieri la nuntă, astăzi am avut și emisie, am avut și podcast, mai am peste 3 zile o, nu știu ce, conferință, trebuie să mă pregătesc, deci mă duc să mă culc și dorm 3 zile și le ignor pe fete, nu pentru că nu le iubesc foarte tare, dar eu trebuie să mă pregătesc pentru chestia asta, pentru că fac bani și astfel le asigur lor viitorul și blablabla, da? Deci te păcălești singur chestia asta. Faptul că accepti că astăzi ești leneș și că vrei să te culci, nu e nimic în neregulă. Și îți garantez că dacă vei simți la fel și mâine nu vei veni în regulă și îți garantez că a treia zi nu vei mai simți. Fără dubii. Este doar conștientizare. Nu putem să simțim, să controlăm ceea ce simțim. Cum spuneam, putem să controlăm ce facem în urma ceea ce simțim. Și când o să te simți și a treia zi leneș, o să zici, o parte a creierului să zică, bă, Mihai, ok, leneș, dar fetele alea au nevoie de tine, așa că te odihnești după aceea când o să fii sub pământ. Trage un bilet, te rog frumos, Alex. Nu-l găsesc pe la cu anxios, ci o să zic, astăzi mă simt stresat pentru că trebuie să vin aici la tine la podcast. Stresat egal, tu pui definițiile în Dex. Din Dex, da. Da. Stresat egal, turburat, angoasat, neliniștit. Uite, vezi asta, tot în documentarul ăsta lui Brené Brown, ea spunea că angoasă
e cel mai urât cuvânt. Da? Da. Și i-a rugat pe unii să descrie cuvântul ăsta, cum arată angoasa. Și e ceva, deci, babacloanță, cred. Ceva foarte, foarte dar urât. Dar și noi, dacă ne gândim la angoasă, nu pare ceva așa foarte... Eu îl văd ca o chestie foarte încălcită și foarte... Este... Cineva, nu, Brené Brown, mi se pare că a dat exemplu, e un tablou, nu știu ce, muzeu, cu o oaie care este, nu mai știu, capturată de un animal de ăsta de pradă, uh-huh, și în timp ce e ținută în ghiare de animalul ăla de pradă, ești mâncată și de niște ciori. Mamă. Și așa a avut, da, de angoasa. Deci aia este angoasa, e ceva foarte, foarte dark. Da. Bun, da, ai mai scăpat, că nu mai transpiri așa cum transpirai la începutul discuției. Dar pentru că e mai, m-a ajutat și felul tău cam de a fi, dar și faptul că, uite, vezi, faptul că am verbalizat, uh-huh, cât de importantă este verbalizarea pentru, exact, mine, cel puțin. Acum, faptul că am spus, mă simt mai relaxat și ea va fi în felul următor. Dacă o să transpir în continuare, oamenii o să știe că nu fac un infart, ci că pur și simplu asta este... felul meu de a se... felul emoțiilor mele de a se manifesta. Ca să încercăm o morală, pentru că nu vrem să trecem prin toate emoțiile, dar ar fi frumos să dezvoltăm de la vârste mici limbajul ăsta al emoțiilor pentru copii. Să știe că există ceva mai mult decât bucurie și supărare, decât, nu știu, fericire și... tristețe. Și tristețe. Asta voiam să te întreb. Adică, în loc să-l întrebi pe copilul tău de ce ești supărat, prima oară să-l întrebi cum te simți și dacă el spune neînțeles, să-l întrebi de ce te simți neînțeles. Uh-huh. Mă simt, nu știu, tulburat, de ce te simți tulburat? Uh-huh. Pentru că, de obicei, relația noastră, avem impresia că rezolvăm problemele emoționale copilului întrebând de ce ești supărat sau de ce ești bucuros. Sau nu ți se pare că te bucuri prea devreme? Da. E... cred că e important mai mult decât asta, decât de a ști să definească 20, 30, 50 de emoții, cred că e important să înțeleagă că sunt foarte multe emoții și că e ok să le simtă pe oricare dintre ele. Cred că asta e mai important, pentru că noi avem, în general, nu doar legat de emoții, avem foarte multă rușine pe care o ducem cu noi de când suntem copii, noi generația actuală de adulți și de părinți. Avem atâta rușine încât de multe nici nu suntem conștienți, dar se vede în... manifestele noastre. Și cred că dacă învățăm pe copii că e ok să simtă orice ar simți și de aici încolo începem munca să descoperim de ce simt așa și cum să reacționez când simt niște lucruri, cred că facem un mare pas în a-i ajuta să fie niște adulți mult mai echilibrați decât suntem noi. Că sigur, dacă intre pe mulți, zic că da, eu sunt foarte echilibrat, că o duc foarte bine și aia, nu suntem. Suntem o generație, din păcate, știi când ziceau pe vremuri Aldebrucan cu generația de sacrificiu, și suntem și o generație de sacrificiu emoțional, noi, eu așa cred. Uh-huh. N-am fost învățați cu lucruri, acum le descoperim, dar să le descoperi la 40 de ani este de complicat. Dacă le înveți de mic și se spune că e ok să trăiești cu sentimentele tale care ar fi ele, cred că după aceea poți să fii mult mai relaxat. Întrebare suplimentară aici. Unii vor spune, dacă crește niște generații de sensibili. Nu sunt prea sensibil copiii ăștia? Chiar așa, să se miorcă la orice, chiar așa... Cum cu siguranță este e o generație mult mai sensibilă decât am fost noi, dar noi am fost la o extremă, eu nu cred că ei sunt la cealaltă extremă, dar e în felul următor, așa cum spuneam de tatăl meu, care și-a luat mamă de bătaie și nu s-a atins de noi, dar nici nu a vorbit cu noi când a avut o problemă, la fel cred că suntem și noi. N-a vorbit nimeni cu noi despre niște lucruri, nu ne-a cumpărat jucării, să spunem, și acum... am ajuns în care cumpărăm foarte mult, nu le cumpărăm pe toate pe care am vrea, dar cumpărăm mult mai multe jucării decât am vrea. Copiii noștri vor cumpăra mai puține jucării și în câteva generații poate vor fi niște oameni mai echilibrați. Deci noi, ca adulți, nu putem să reparăm tot ce a fost greșit în copilăria noastră, dar putem să facem multe lucruri mai bune. Și spuneam că mi se pare importantă chestia asta, știi, să nu repetăm greșelile, să înțelegem ce am greșit noi, ce s-a greșit față de noi, să nu repetăm greșelile. Cred că, fără dubii, și copiii noștri vor ajunge pe niște canapele de psihologi, da? Și vor povesti de multe momente în care noi am fost niște părinți oribili. Dar măcar să nu povestească lucrurile pe care le povestim și noi. Asta mi se pare important. Și dacă facem chestia asta, cred că putem spune despre noi că am fost niște părinți foarte buni. Fără să punem presiune pe noi. Bineînțeles. Alex,
apropo de diferențele dintre generații, pentru noi eșecul, noi am fost antrenați doar pentru succes. La noi nu se accepta nimic în afară de... Uneori eram certați când ne întorceam cu premiul 2 acasă. Băi, erai al doilea din clasă și era rău. Sau dacă luai premiul întâi, te întreba, auzi, dar Mihai cât a luat? Exact. Vecinul. Tot premiul întâi. A, deci e simplu, dacă l-a luat și Mihai, poate să-l ia oricine. Scuză-mă, nu e... Și atunci, hai să deschidem aici la masa de podcast, dar și acasă la voi, pe covor, conversația despre eșec. Asta e un alt joc cu cartoane. Pe care le recomand de la 10 ani. E important chestia asta. De la 10 în sus. Da, deși e foarte bun de jucat și în companii, și între prieteni. Mi se pare că noi, din păcate, noi, cred că în general oamenii, dar și românii în mod particular, avem niște subiecte tabu pe care nu ne atingem. Printre ele, eu am găsit 3: eșecul, banii și sexul. Decât să vorbim despre chestia asta, inclusiv vorbim despre kilogramele în plus. Asta că s-au făcut studii. Spoiler, o să vorbim despre toate 3 în podcastul ăsta. Dar despre astea 3 nu vorbim. Și mai mult decât atât, gândește cum este construit sau cum era construit, nu mai știu exact cum e acum, cum am crescut noi în sistemul educațional. Te ridicam picioare și dacă spuneai ceva greșit, îți luai nota 2 sau 3 sau 4 sau da. Deci nu aveai voie să greșești. Da? Sau dacă la comentariul la română tu vedeai într-o poezie de Eminescu, vedeai un asteroid sau un marțian, te dea 3 direct. Cum să... Eminescu, cum să... Mie mi se pare că la comentarii ar trebui să fie, cu cât e mai bogat acel comentariu, cu atât ar trebui să te bucuri ca profesor sau ca părinte că are copilul ăla imaginație și că vede niște lucruri pe care poate nici autorul nu le-a văzut. Apropo, că și tu scrii lucruri. Nu ți se pare fascinant când scrii o chestie și cineva îți comentează un lucru la care tu nu te-ai gândit când ai scris chestia asta, nu zici, mamă, cât de tare chestia asta, oare a vrut să scriu și n-am știut sau el a văzut altceva? Adică de asta mi se pare mișto. Și atunci, conversația despre eșec, mi se pare că la fel. Eu am această vorbă că atunci când ne naștem, suntem sigur de două lucruri. Una, că o să murim la un dat, sperăm cât mai îndepărtat acest moment, și doi, că o să avem parte de eșec. Nu știm dacă o să avem parte de succes cu toți în viață, dar de eșec nu scapă nimeni. Fie că eșec profesional, personal, relațional, că facem lucruri pe care le regretăm după aceea, că spunem lucruri pe care le regretăm, avem cu toți parte de eșec. Și atunci, dacă tot avem parte de el, nu mai bine învățăm să trăim cu el? Și ca să vezi cât de mare este anxietatea legată de eșec, unul dintre cartonașe sună în felul următor. Dacă eșecul ar fi o persoană, cum ar arăta ea? Și de obicei când mă joc și cu copii și cu adulți, zic, băi, hai să facem împreună chestia asta. Întotdeauna, fără excepție, apropo de cum e descrisă angoasa, la fel iese eșecul. Iese muma pădurii. Deci nu e nimeni în stare să zică, băi, este un prieten enervant. Băi, e un prieten enervant care e mereu acolo lângă mine. Știi? Nu, iese muma pădurii. Eu, de exemplu, eșecul la chestia asta, când mă gândeam cum aș răspunde eu, am zis prin inițial, am zis, bă, eșecul este cel mai bun prieten al meu. După că, asta în timp ce alergam, știi? După care mi-am dat seama că sunt un bou, că cine ar vrea să aibă un prieten cel mai bun care să fie eșecul. Și gândindu-mă mai mult, am zis, eșecul pentru mine este ca în orice gașcă există un el sau o ea care face mișto de toată lumea din gașcă și spune adevăruri la mișto. Adică zice de ăla că este gras fără să-i spună gras, de ăla că este leneș fără să-i spună că e leneș, știi? Și pune în glume toate lucrurile mai puțin plăcute despre noi înșine și tu râzi când auzi despre ceilalți, dar în momentul în care face mișto de tine, mamă, te enervezi și o iei personal, bă, că nu e adevărat, că nu știu ce, că n-are dreptate, că eu nu sunt așa, că n-are... și te înfierbânți foarte tare, știi? Când auzi chestiile astea și te ceri cu persoana respectivă, nu mai vrei să vorbești cu ea, o dai, nu mai o sună, îți ceri numărul de telefon. După care, când te duci acasă, după un timp te gândești la ce ți-a spus chestia aia, știi, și pentru că te-ai mai calmat, realizezi că are dreptate, știi, și că e ok, și că așa, și poate ar trebui să schimbi ceva, și ușor, ușor reprimești în cercul tău. Și a doua oară când face mișto de tine persoana aia, că o să facă și a doua oară, ești mai obișnuit cu chestia asta și poți să iei mai ușor. Așa e și cu eșecul. Când te lovește, e groaznic, adică nu mai vrei să te duci de curs, nu mai trezi niciodată. Dar după ce ai trecut de primul eșec și ai reușit să-l procesezi, a doua oară e mai simplu. Și ce știi sigur este că va veni și a treia oară. Gândiți-vă că aceste conversații le puteți avea cu copiii voștri. Da. Și e fascinant să auzi... A vorbi atât de relaxat despre eșec. Deci, tu spui că majoritatea adulților, majoritatea copiilor spune că eșecul este baba cloanță, este... O personalizează comunist, cu cei mai urât... cocoșat, gras, pitic... Mic, hâd... Tot.
tot. Deci toate relele, nu a zis unul să zică, băi, eu e enervant, măcar enervant să zică. Nu, deci toate anxietățile noastre le punem în eșec. Da, pe de altă parte, dacă îi întrebi pe oameni despre eșec, toți spun că eșecul este necesar. Adică sigur, din eșec da, învățăm, din eșec... Învățăm asta în corporație și peste tot. Da, domne, noi acceptăm eșecul. Sigur că da, e foarte ok. Și după aia când greșești ceva, vine șeful sau cineva și urlă la tine. Păi, stai puțin, am vorbit despre o chestie. Da, nu. Data viitoare ai voie să greșești, acum nu. Exact. Hai să tragem niște cartonașe, să începem conversația despre eșec. Poftim. Ce ți-a plăcut cel mai mult la tine când ai avut eșec? Când ai avut un eșec? Pentru că am multe. Am avut multe și am și o să mai am. Îmi place că reușesc să stau cu el și reușesc să merg mai departe. Mi se pare important că am ajuns în punctul ăsta în care zic, ok, pare că acum am parte de un eșec, ia să vedem cum se simte. Și asta mi se pare iar un exercițiu bun, apropo și de emoții, știi? Băi, cum se simte data asta eșecul? Se simte că îmi vine să sparg ceva sau se simte că, nu știu, buricele degetelor sau se simte că aș mânca 3 kg de înghețată de data asta, da? Așa simte acum, dar știu că așa mă simte acum și știu că mâine o să o iau de la capăt. Deci asta îmi place că am reușit să conviețuiesc cu el. Cum era? Ce ți-a plăcut cel mai mult la tine când ai avut un eșec? Oh. Păi nu știu dacă mi-a plăcut. Sigur ți-a plăcut ceva, gândește ce ți-a plăcut. Bun, știu ce nu mi-a plăcut. Ia zi, ce nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut pentru că... Nu mi-a plăcut faptul că îmi vine să plec, să mă retrag, să mă izolez. Da? Vreau să stau singur. Asta nu mi-a plăcut și dacă mi-a plăcut ceva când am avut un eșec, e că lasă-mă un pic. E prima oară când văd cartonașul ăsta și trebuie să mă gândesc la mine. Dar hai să spun eu ceva. Cum ar fi... Încearcă să-ți imaginezi chestia asta, când ai acest sentiment, să vină cineva la tine, nu contează cine, da, să zică, ok, pare că ți-e foarte greu acum, hai să stăm împreună aici și dacă vrei să vorbim bine, dacă nu, stăm în liniște. Cum crezi că te-ai simțit atunci să zică cineva atât? Nu știu dacă puteam să duc asta. Da. Nu, eu chiar aveam nevoie de mine. Da, eu perfect în regulă. Nu. Aveam nevoie pentru că mă simțeam exclus. Adică nu mă simțeam demn de prezența altor oameni, știi? Când ai un eșec. Pentru că, da, ne face să ne simțim foarte mici, nu? Exact. Și ne dem de iubire. Și dacă ar veni în general să spună, bă, Mihai, e foarte ok, știi că eu te iubesc așa, cum ești. Ar trebui să stea un pic cu mine. Sigur că da. Nu o să iasă din prima. Trebuie să stea acolo, da. Și probabil că prima oară o să, da, după ceva uite, timp... asta mi-a plăcut când am avut un eșec. Că am pe cineva care stă... Bă, ce frumos. Stă lângă mine, nu m-a îndurbat. Cât de importantă e chestia asta? Să știi că... Conștient sau inconștient, să știi că e acea persoană acolo, că fie că e fizic, fie că poți să o suni. Și am fost și un pic mândru de mine că am putut să fac alegerea asta bună în viață, să am pe cineva care să stea cu mine. Chiar dacă eu nu vreau să stea. Știu povestea unui, nu cred că nu e din România, din America, un copil adolescent care a făcut o tâmpenie, nu mai știu ce tâmpenie, a făcut o tâmpenie mare. Și taxul, în loc să ducă să... Ce ai făcut? Spune-mi acum, să rezolvăm acum problema, să sunăm pe cutărică, nu? S-a dus și a zis, stătea undeva lângă o pădure, a zis, nu vrei să mergem să pescuim? Și ăla, ca tine, nu, că zice, mă, să pescuim. Și s-a dus tată cu fiul la pescuit, s-au pus la, și au aruncat unțele, eu nu sunt pescar, dar am auzit că când mergi pe baltă, trebuie să taci din gură, nu e cu vorbit, știi, fiecare stă. Și au stat acolo ore bune, până când copilul s-a simțit suficient de ok și din liniștea a început să-i postează că lui tasul tot ce are pe suflet, fără ca tasul să-l întrebe nimic. Deci tot ce a zis tasul a fost, hai să mergem la pescuit. S-a pus și pentru că după ore bune, în care dă seama că ți-a frământat el, a simțit că tasul este cu adevărat acolo pentru el, copilul a început să-i postească tot ce are pe suflet. Uneori nici nu trebuie să spui nimic, trebuie doar ca ăla să simtă că ești acolo pentru el. Atât de simplu este. Și îți dau și varianta, îți dau și exemplu... Opus. A fost o știre zilele trecute cu părinții care și-au dat în judecată copilul cerându-i daune de vreo, nu știu, jumătate de milion de dolari pentru că nu i-au făcut bunici. Da, citești. Da. Da, apropo de copii, știi, de instinctele lor, cât de bune sunt instinctele copiilor că atunci când se întâmplă un moment, fac o tâmpenie sau ceva, să plece. Noi suntem cu, acum venim și vorbim și rezolvăm problema acum și tendința lor este să fugă de noi. Sau să fugă de, știi? Ce să rezolvăm în momentul ăla când este? Hai să ne liniștim și o rezolvăm mâine.
Dar n-avem ce să rezolvăm acum când suntem toți cu, da, cum zicea Larry, cu emoțiile sus. Nu ne auzim unii pe alții, urlăm unul la altul, dar nu ne auzim. Fiecare spune ce are pe suflet. Hai să ne liniștim și după aceea găsim și o rezolvare. Deci, hai să stăm împreună fără să vorbim și la un moment dat o să-mi povestești tu ce să-mi povestești când o să te simți suficient de bine. Gândiți-vă că aceste conversații puteți să le aveți și voi în casă. Adică eu și cu Alex puteam să facem podcastul ăsta pe covor. Și cu copiii în jurul nostru. Și uite, cartonașul extras de mine este: cât de greu îți este să accepți eșecul? Pe o scară de la 1 la 10, 1 milion. Când ar fi potrivit să deschidem conversația despre eșec cu copiii noștri? Jocul îl recomand de la 10 ani, dar poate să fie și de mai devreme sau mai târziu. Depinde de părinte. Mi se pare că mie mi se pare că ei eșuă, noi ca persoane umane, eșuăm chiar mai devreme de 10 ani. Revenind la tata, el, cred că mulți părinți din generația aia, ni s-au prezentat ca fiind niște semizei, da? Perfecți în ceea ce spuneau, cel puțin, și în mare parte din comportamentul lor, dar aveau și defecte mai mari sau mai mici, pe care noi le vedeam, dar ei credeau că nu le văd, sau dacă le văd, că nu le ține minte, da? Uh-huh. Și în cazul meu, a fost traumatic momentul din adolescență când am văzut că am descoperit că tata nu este un zeu, ci că este doar un om. Pentru că nu mi-a spus niciodată chestia asta. Mi s-a prezentat ca fiind un zeu. Și când am descoperit de unul singur că nu este un zeu, cred că a afectat relația, care după 30 de ani nu este relația pe care mi-aș dori eu și cu siguranță nici ar dori eu nici el. Deci atât de rău a fost. Și atunci eu, având această experiență nefericită, mă prezint și îmi scot evident, adică atunci când greșesc îi spun lui Marc: bă, am greșit. Îi spun că îmi pare rău, îi spun că am greșit și așa, poate nu reușesc să-i spun atunci, dar după aceea revin și spun chestia asta. Deci, cred că să ne prezentăm eșecurile noastre în fața copiilor este mult mai important decât să ne prezentăm succesurile. Pentru că le văd pe astea, da? Din manifestarea noastră văd. Pe când la eșec, încercăm să le băgăm sub preș și de multe ori noi credem că nu văd, dar ei ne simt și văd toate lucrurile care nu sunt ok în casă și cu noi. Și cred că trebuie să spunem: bă, azi am avut o zi de tot rahatul. Am greșit la job, am greșit față de un om, am greșit față de tine, îmi pare rău sau nu pot acum să-mi cer scuze, dar știu că am greșit. Cred că dacă facem chestia asta, îi ajutăm foarte, foarte tare. A, și apropo de asta, e ok să-și cer scuze copiilor tăi? Eu cred că da, cu siguranță. Cred că e ok să-și cer scuze față de oricine, inclusiv copiii tăi. Cum îi învățăm altfel că e ok să greșească și că trebuie să-ți asumi? Dacă nu-ți cer scuze, înseamnă că n-ai greșit. Adică tu știi că ai greșit, el știe că ai greșit, dar tu nu spui că ai greșit, deci ce transmiți tu este că n-am greșit. Deci el vede: tata a greșit, dar simte că n-am greșit. Ah, deci e ok. Da? Deci asta pot să fac și eu. Pot să greșesc și dacă nu-mi cer scuze, este ca și cum n-am greșit. Asta eu așa îmi traduc. Nu, trebuie să ne cerem scuze atunci când greșim, tocmai pentru ca să ne vadă că suntem oameni. Și sigur că putem să-i spunem de ce am greșit. Bă, am avut o zi nasoală sau mi-e complicat sau nu am cheie sau, uite, o minciună pe care nu-mi place că o spun la jocul ăsta pe care îl joc cu Marc este că, și Marc deja știe și râde și oricum o știe dinainte, este că de multe ori când vine la mine să hai să ne jucăm, îi spun că am treabă și eu de fapt stau și rupă Wordle-ul în două sau Facebook-ul, da? Și spun: bă, îmi pare rău, am treabă acum. Știi? Și eu am spus-o și față de el. Păi hai să deschidem cartoanele. Sper să ajungi miliardar de carton din jocurile astea, pentru că sunt tare utile. O să vă las și o adresă de site-ul unde puteți, un link cu site-ul unde puteți găsi jocurile astea ale lui Alex. Când m-am dus cu jocul ăsta... Să vă că nu sunt stocuri, nu? Sau ce vrei să zici? Nu. Ar fi frumos ca după ce văd oamenii să mai fie cu stocuri, nu. Știi, apropo de cum suntem crescuți, când văd oamenii ăsta, când am fost la conferință și când văd oamenii și le povestesc: bă, uite, mai ales la adolescenți, luați-le lucruri care nu-mi plac, că eu oricum sunt la vârsta la care le pute totul. Jucați-vă cu ei și lăsați-i liber. A, nu, vrem ceva pe pozitiv. Și eu spun: ok, deci tocmai pentru că vă este frică de chestia asta, trebuie să vă jucați cu el. Luați jocul ăsta, că nu este despre... Nu spune o chestie, un lucru nasol despre tine dacă spui chestiile astea. Și am ales special acel cartonaș. Cu toți avem lucruri care scriu pe aceste cartonașe care nu ne plac, da? Faptul că le verbalizăm, chiar dacă pare un lucru oribil, ne ajută și pe noi
Și contează felul în care o spui, cu siguranță, că una este să spui lucruri așa, țipând la cineva, alta să spui, bă, uite, nu știu ce, hai să vedem la asta, răspundem amândoi. O persoană care nu îmi place. Păi nu-mi place de mine în momentul în care nu-mi place de unele persoane. Nu te lasă scapul chestia asta. Asta este exact ce spuneam eu, știi? Pentru că ți-e frică să spui de cineva care nu-ți place, nu te lasă. Trebuie să zici de o persoană care păi nu-ți nu, place. Că vreau să dezvolt subiectul ăsta. Atunci da, te evident las. Evident că am reacții de astea. Mamă, cum e ăla? Mamă, ce a zis ăla? Mamă, uite-te. Însă îmi dau seama că părerea mea despre persoana aia spune foarte multe despre, despre mine și mă încarcă pe mine negativ. Stai așa. Să vedem ce am făcut weekendul ăsta și de ce nu mi-a plăcut în acest weekend. La cafenea, de exemplu, a intrat cineva pe care îl și știu. Dar mă rog, era client, adică nu e prima oară când l-am văzut acolo. Eu am intrat după el la baie și nu trăsese apa, știi? Și nu i-am zis chestia asta, n-am avut curajul să-i spun chestia asta. Deși îl cunosc, dar nu știu, am avut teama asta, bă, nu-i momentul, îi stric conversația, îi stric... Asta e o chestie măruntă. Mă asigur că sunt persoane care nu-mi plac. Ia să vedem. Vrei să-ți mai zic? Dacă vrei tu, îți zic eu până te mai gândești. Așa tu. Așa zim. Dar sper să lași asta, că mi se pare importantă. Ce, să las să nu tai? Tăcerea, nu, tăcerea care a fost cât ai gândit tu, că dar mi se pare importantă. Dar nu editez la modul ăsta podcastul. Hai să-ți povestesc eu. Am venit, ai văzut când am venit aici, am venit cu două pungi, cu toate cele 12 jocuri, destul de pline pungile, știi? Când am intrat la jos la voi în clădire, domnișoara de la recepție de jos i-a zis, urc și eu la Radio Zoo. Și s-a uitat la mine... Așa un pic, nu știu să facă, dar eu am interpretat ca și cum s-a uitat la mine ca la un delivery boy. Nu știu dacă s-a uitat, asta am interpretat, știi cum e, că ce vrei tu să transmiți, ce transmiți cu adevărat, că da. Are legătură cu mine. M-am simțit atât de prost, deși mi se pare, n-am niciun fel de problemă cu da, știi? M-a făcut să mă simt inferior, cum spuneai tu, știi? Da. În capul meu, băi, am venit la Mihai Morar la podcast și tu crezi despre mine că sunt un băiat care livrează, încât m-a enervat foarte tare chestia asta. Și e interesant că nu are nicio legătură cu ea. Are legătură cu nesiguranțele păi mele. Persoane care nu-ți plac, de fapt... Despre tine, nu despre ei. Despre tine, exact. Da. Și, ce ziceam la început. Și nu e mișto să descoperi, că, știi, punând în cuvinte, cum am făcut și eu acum, este că nu am nicio treabă cu domnișoara respectivă. Este că cât de nesigur mă simt eu, că dacă eram relaxat, era cu ok, ha, ce funny că mă consideră băiatul de la Glovo. Nu, la mine a fost, cum mă, nu mă știe pe mine marele creator de jocuri și crede de mine că sunt un livrator? Bă, ce? Vezi? Da. Mai tragem? Nu, trebuie să zici o persoană că vrei să scapi. Păi nu ți-am zis una? Nu, mai trebuie să zici una. Asta tot așa a fost că... Nu știu mă să zic acum una, că nu... Bine, hai să ne jucăm cu asta, uite. Da, uite, îmi pun aici un pin și până la finalul podcastului o să zic o persoană care nu-mi place. Uite, unul distractiv de aici și după aia... Dar asta ce joc e? Cel cea mai... Aici este cartonașul cel mai... este favoritul copiilor, spune-mi imediat, dar nu e ăsta. Ăsta este de obicei este unul dintre cele mai distractive. Citește-l tu. Cel mai enervant membru al familiei. La voi în familie cine e cel mai enervant membru? Am avut conversația asta. Fetele mari. Nu putem să o întrebăm pe Roa că nu e la vârsta la care să știe. Adică are cuvântul enervant probabil în vocabular, dar nu știe ce înseamnă. Bun, ea acum își dezvoltă vocabularul. După aia o să vedem, mă rog, să aibă și un sens fiecare cuvânt pe care îl învață. De exemplu, una dintre expresiile Roei în ultima vreme este aoleo, ce bleagă ești? Sau aoleo, tati, ce bleg ești? Și inițial am avut o reacție de asta. Evident că a auzit în casă cuvântul ăsta și am avut o reacție de asta. Bă, dar cum o faci pe mine bleg? Adică ce... Și după aia mi-am dat seama că îl folosește în niște situații care n-au nicio legătură cu a fi bleg. Deci, e mai mult mecanic, e o repetiție mecanică acum și multe alte cuvinte. Bun, cel mai enervat membru al familiei, fetele mari au zis Roa, pentru că e și la vârsta la care, da, le și enervează, dar pe cât le enervează pe atât de mult ele o iubesc. Vezi, ai făcut același lucru.
pe care vorbeam mai devreme. Ce? Ai simțit nevoia să spui că o iubesc, știi? Că da, e... exact. Și, apropo, mi se pare un subiect important. Păi da, că mă mai întreabă lumea, dar ce relație între, între surorile mai mari și, și roa? Dar dacă nu aru, problema ar fi dacă nu aru râu-o. Pentru că, ești, știi, a descris cineva foarte bine când, cum este când, cum ar fi pentru un adult când vine, anunț copilul că îi faci un frățior. Știi că îi spui. Uh-huh. Este ca și în felul următor. Că te duci tu la Gabriela sau vine la tine și spune, băi Mihai, pentru că te iubesc atât de mult, mai aduc un bărbat acasă cu care să te joci și cu care ai să împarți totul, pentru că atât de mult te iubesc. Nu, așa le spunem copiilor. Pentru că ei sunt, mai ales când e unul singur, da? Dar în cazul lor sunt gemene. Deci ele au fost centrul universului vostru. Da. Și la un dat voi le-ați spus, uite, pentru că din dragostea noastră și din dragoste pentru voi, mai facem încă un copil. Și inconștient, nu e vorba de conștient, în capul lor a fost, unu, dar ce noi nu suntem de ajuns? Dar ce avem nevoie? Dar vine aia să ne ia atenția și nu știu ce? Deci, ura pe care o simte, și nu e un cuvânt pe care îl folosesc ușor, asta simte, ura pe care o simte copilul mai mare pentru fratele sau soara mai mică, este cât se poate de firească și n-ar trebui să o negăm. Sigur că nu trebuie să o încurajăm, trebuie să vorbim, dar trebuie să lăsăm pe copil să poată să spună chestia asta. Deci, da, mi se pare firesc că fetele stai au că zis. Noi ăștia mari mai avem și expresia nu vrei să-ți facă mami și tati un frățior? Nu vrei să-ți facă de parcă? Da, da, da. Cezar a zis la un moment dat chestia asta, nu în contextul ăsta, a zis copilul ăsta nu l-ați făcut pentru mine. Da. L-ați făcut pentru voi. Da. Pe de altă parte, și iar nu încerc să mă scuz, cea mai puternică legătură din casă este între frații, între Cezara și Roa. Da, nu am niciun dubiu. Da. Dar este, cum să spun, și asta va fi pe termen lung, dar pe termen scurt, faptul că una sau amândouă simt niște lucruri care lumea zice, mamă, dar cum să simți ură față de... Dar ce, nu simțim ură față de... Cum să nu simțim ură față de oameni pe care îi iubim? Adică, Iulia, care e psiholog, spune că așa e sănătos. Ambivalența este o chestie cu care trebuie să învățăm să trăim. Faptul că ne negăm că îi urâm nu înseamnă că nu îi urâm. Adică, că nu îi urăști. Sunt momente în care îi urăști pe cei dragi, dar sunt momente în care îi urăști. Adică dacă ești fiind cinstiți cu noi înșine, avem cu toți astfel de momente. Problema e să nu acționezi. Problema apare când acționezi din ură. Da, păi iarăși revenim. Ce faci în urma ceea ce simți? Da. Bun. Nu mi-ai răspuns la întrebare. La mine eu sunt, dar a fost foarte simpatic. Ne întorceam de la Iulia, ea este din Măcin Tulcea, eram pe autostradă într-o seară. Ne întorceam de la părinții ei, toți trei în mașină și ne-am apucat să ne jucăm. Și a tras Marc, cel mai nervant membru al familiei. Și copilul a zis, fără să respire, a zis, tu ești cel mai nervant, adică eu. Ăștia doi, Iulia cu Marc, pe jos de râs și eu încercând să-l vezi, zic, da mă, dar nu-i vorba doar de familia restrânsă, poate să fie oricine. Și el a zis, nu, bunicii sunt foarte ok, tu ești cel mai nervant membru al familiei. Ca să mă salvez pe mine, peste vreo două luni când am jucat, maică-sa era cel mai nervant membru al familiei, că nu știu ce făcuse. Deci asta e mișto, știi că poți să le joci și numai la întrebările astea funny, dar să vezi că în funcție de cum se simte un copil sau un adult, descoperi, știi, vezi că sunt răspunsuri diferite. Până să răspundem la ăla, îți spun care este de departe favoritul copiilor ca și cartonaș, este cea mai mare prostie pe care ai făcut-o. Când mă joc copiii chestia asta, prima întrebare pe care o aud de la copii este, domnul, trebuie să vă spunem una singură sau putem să vă spunem mai multe? Și așa am aflat cum și-au dat frații mai mici cu capul de calorifer. O fată a zis că s-a dus la un office building al vostru și de la etajul 5 a aruncat cu o piatră pe capota unei mașini și a spart capota. Cum au sărit de pe balcon jos și s-au în casă înapoi. Deci au zis, și pentru că eu nu le, știi, eu nu zic, vai, dar doamne, să nu mai faci așa niciodată. Și eu îi întreb, cum te simți și nu știu ce? Ei spun și se hăhăie non-stop pentru că poate să spună despre lucrurile, știi, că na, cu toții vrem să povestim chestia asta. Și după 20 de minute mai apare câte una pe care zice, știți, mi-am adus aminte încă o prostie pe care am făcut-o. Deci copiii povestesc. Da, văd aici că, apropo de întrebări din jocul ăsta, cea mai, care a fost cel mai greu moment al vieții tale, interesant să-i spui copilului la un adult să-i recunoască momentul de maximă greutate. Sigur, depinde și de vârsta copilului. Aici corect. Da, deci îi spui ce consideri că este adecvat pentru vârsta lui, dar mi se pare că poți să-i spui, trebuie să-i spui că au fost și momente foarte grele pentru tine. Da, îmi spuneai că l-ai jucat în școală, ai fost la o clasă și ai jucat cel mai cu... Da, a fost o poveste interesantă apropo de
lucrurile pe care copiii vor să le spună. Adică ce poți să afli din jocurile astea? Ne jucam și a tras cineva cartonașul cea mai frumoasă zi. E unul dintre cartonașe, știi? Uh-huh. Și sunt cartonașe la care răspunde fiecare părând, dar stânga cartonașe cum este acesta cea mai frumoasă zi, în care pun pe toți copiii să răspundă. Și unii au zis, când am fost prima oară la mare, când am mâncat ieri clătite, când whatever, știi, chestii mai degrabă care îți par foarte simpatice, dar care na, îți dai seama că n-au stat foarte mult să se gândească copiii la ele. Când am luat nota 10 la teză sau mai știu eu ce. Aici lucruri care nu-mi plac dacă asta cauți. Îmi place să... Un pic de OCD? Da. Și am ascultat, nu știu, 15-20 de copii și l-am dat să ridicat un copil, țin minte și acum, mai grăsuț așa, erau 7-8 ani, cred că aveau, s-a ridicat și s-a uitat la mine și a zis, cea mai frumoasă zi este când s-a întors mama de la muncă din Italia. Și stăteam în prima bancă și m-am sprijinit de bancă, ca să nu cad la propriu. Mi s-au mâinat picioarele când am auzit. Deci, te-ai seama, toți erau cu faptul că s-au dus, le-a cumpărat, au fost la Disney, le-a nu știu ce, și pentru copilul ăla era că s-a întors mama lui de la muncă și că putea să petreacă timp cu ea. Ca, continuăm, na-na-na, trage cineva din jocul, o emoție, din lucruri care nu-mi plac, o emoție pe care nu-mi place să o simt. Să iau notă mică, să mă certe mama, chestii foarte triviale, da? Fiecare zice, Angel era la băiatul ăsta, se ridică în picioare, zice, nu-mi place ce simt când pleacă mami în Italia. Deci mi-au dat lacrimile. Pur și simplu. Și a fost cu... Îmi venea să mă să-l iau în brațe, dar mi s-a părut că na, un străin care se duce să ia un copil în brațe nu e cel mai bun lucru, dar asta îmi simt nevoia să fac. Și dai seama cât de traumatic este pentru copil și că din astfel de momente îți dai seama că nimeni nu vorbește cu el și cu ei în general despre lucrurile astea. Și doar crede că sunt copii că ei nu realizează. Și că poate sunt convins că mama aia nu s-a dus de bucurie, da, în Italia. Ce clasă era? Cred că a doua sau a treia. Da, e nasol că nimeni, nici în familie, nici în școală nu vorbește. Și îți dai seama că de la chestia asta, cât ai putea să vorbești, și încă o dată, eu n-aveam cum să rezolv, sau copilul să rezolve prin faptul că a verbalizat, dar lăsându-l să vorbească și să spună durerea acolo, nu poate să-i facă nimic rău. Nu poate că să-l ajute. Și cât de frumos ar fi să poată să-i spună, și sper că o face, să-i spună mamei lui, îmi este foarte greu când pleci. Da? Că poate, știi cum e, că poate prima oară pleacă de nevoie, a doua oară pleacă de nevoie, dar poate a treia oară ar pleca că ar mai vrea, nu știu, o mașină în plus, și poate dacă copilul i-ar spune, mami, mi-este foarte greu când pleci și mă lași singur, sau mă lași cu bunica, poate n-ar mai pleca și după a doua mașină. Dacă are opțiunea asta, că dacă n-are, nu contează. Dar dacă are și copilul ar putea să verbalizeze, poate ar ajuta pe toată lumea chestia asta. Da, de-aia e foarte important să știm întotdeauna părerea copiilor noștri despre acțiunile noastre, adică să participe la consiliul ăsta de familie. Eu am un prieten care era pe cale să deschidă un restaurant în străinătate și în ziua în care să semneze contractul de închiriere a spațiului, a vorbit la telefon, era plecat de vreo săptămână din țară, a vorbit la telefon cu fiică-sa, avea câțiva ani cu vremea aia, și fiică-sa i-a zis, tati, mi-e foarte dor de tine și eu vreau să vii la mine. S-a pus pe bordură, a anulat întâlnirea și s-a întors în țară. Și visul lui, cel mai mare vis al lui personal, era să-și deschidă un restaurant în străinătate. Și ajunsese în punctul ăla după ani de muncă în care avea și banii, avea și cunoștințele, avea tot ce trebuie. Foarte frumoasă povestea. Hai să ne închipuim fata, am văzut ieri un exercițiu foarte frumos. Ești la masă cu toată familia, da? Tu ești bătrân, ce ar spune nepoții despre tine? Te seama ce poveste, bătrân fiind, cum o să le povestească fata asta, fata lui, cum o să le povestească copilor ei? Bă, știi ce a făcut tata pentru mine? N-a deschis un restaurant. Cât de frumoasă e povestea asta? Că putea să fie, bă, tata a deschis un restaurant în străinătate și a făcut milioane și eu m-am dus și am studiat nu știu ce și la. Nu prea l-am văzut, că n-avea timp săracul, trebuia să stea la restaurant ca să facă bancă. Dacă nu stai la restaurant, știm că te fură aia de te-ndoaie, da? A stat acolo, dar mi-a dat foarte mulți bani, versus, știi ce a făcut tata pentru mine? N-a deschis un restaurant. Cât de frumoasă e povestea asta. Și cât de emoționantă. Uite, dacă pentru momentul ăla, cel puțin că nu-l cunosc și nu știu cum se gândă, dar pentru momentul ăla, dacă am dat momente, ăla a fost cel mai bun tată atunci. Deci poți să faci lucruri pentru copiii tăi și poți să nu faci lucruri și e tot pentru copiii tăi. Cu siguranță. Îți dai seama ce iubire simțim pentru ăștia dacă renunțăm la cele mai mari visuri ale noastre?
înainte de înregistrare vorbeam cu un coleg și îmi povestea de un sprun, îl ascultase pe Ryan Holiday într-un podcast și spunea chestia asta că a reținut-o, orice da, absolut orice da ascunde un nu. Da. De acord. Ai ales, ai spus da lui Mark, ai zis nu business-ului tău, nu știu, ai zis da business-ului, poate ai zis nu copilului tău. Da. Și e ok în diferite momente să alegi da sau nu. Uh-huh. Este doar, trebuie să fii conștient de ceea ce faci și de repercusiuni. Da. Da? Ce deci, nu-uri la, sunt în spatele fiecărui da. Bun, vă jucați, da? Sau continuăm jocul? Îmi place că nu vorbim doar la suprafață, adică nu e o prezentare de niște cartoane. Nu facem astăzi, mai 2022, nu facem teleshopping, nu? Nu e teleshopping, dar eu cred că mai fără stocuri după podcastul ăsta. Dar eu cred că merită toată reclama asta deșanțată pe care o facem astăzi. Eu cred că merită măcar pentru o zi fără tehnologie, că ăsta este scopul pe care ni-l asumăm alături de partenerul episodului de Orange. Culmea, o companie de tehnologie, să încurajeze oamenii să se poarte responsabil cu tehnologie. Dar e chiar o acțiune acum de 1 iunie în care încurajează exact. Pe oameni să renunțe la tehnologie. Cât de tare asta, știi, ca brand, să fii atât de încrezător în tine, să spui, ok, știu că mă folosiți zilnic, foarte mult timp, eu vă spun să renunțați la mine într-o zi ca să vă jucați copiii tăi. Mi se pare că asta mi se pare că este CSR, știi, Corporate Social Responsibility. Sigur că sunt importante toate celelalte, dar este cu, ok, când voi mă folosiți pe mine, eu vă spun nu mă folosiți, ca să petreceți timp cu copiii voștri. Da, e în spate, în șapcă, în fața lor. Deci, dacă o să avem un 1 iunie, și repet, puteți să faceți 1 iunie oricând, în orice zi din an, sau chiar mai multe zile din an, hai să ne cunoaștem mai bine în familie. Și poți face asta fără să... Adică punând telefoanele jos o zi. Este un joc de 4 plus ca vârstă. Te rog să... Deci asta e mișto de jucat în familie, că fiecare e cu glumele lui. Cine cântă la duș? Eu! E singurul loc în care pot să cânt, să mă simt relaxat, pentru că mi se pare că nu am voce. Mi s-a părut, știi, uite, mai spun o chestie. Ce îmi place mie, extrem de subiectiv, că nasc în cartonașele mele, dar ce îmi place mie la aceste cartonașe este că de la un cartonaș gen cine cântă la duș, ajungi să povestești lucruri care nu au nicio legătură. Bun, fain jocul ăsta. Deci să ne cunoaștem cât de bine ne cunoaștem în familie și o să descoperim niște lucruri, păreri, percepții ale copiilor voștri. Wow, pe care nu aveți cum să le descoperiți altfel. Nu aveți cum, pentru că jocurile astea, exact asta fac. După câteva întrebări, lasă măștile jos. Și nu ne las personal. Când vă povestesc ei lucruri, chiar dacă sunt dureroase pentru voi, gândiți-vă că ei simt nevoia să vă spună chestia asta și luați-o ca pe un motiv de mândrie pentru voi. Au atât de multă încredere încât se pot deschide în fața voastră să vă spună lucruri care nu le plac la voi, pentru că știu că și dacă fac chestia asta, voi o să fiți ok. Mie mi se pare minunat să, ca părinte, știi, să, dacă te uiți așa la lucruri, bă, nu este frică de mine. Țin minte la un dat când eram copil, Mark, nu știu ce a făcut el, dar am fost la o, cred că la o clinică, și na, cum se bagă doamne de acolo în seamă cu copiii, încearcă să fie drăguțe, știi, și ce, faci multe tâmpeni, ce, și când faci tâmpeni, te pune tate la colț. Și copilul a întrebat, nu înțeleg ce, a zis, nu înțeleg ce îmi spuneți. Deci pur și simplu, știi, pentru că n-a făcut asta niciodată, noțiunile, da, nu era în capul lui, la fel, și dă seama cât de minunat să poți să-i spui ca și copil, să zici, bă, dar la mine, în familie, pot să spun ce vreau lui taică-mi sau lui maică-mea, că e ok. Acceptând că la un dat vor exagera, pentru că îi veți enerva într-o zi și vor spune niște tâmpenii, acceptați și momentele astea. Da, e un răspuns de-al lui Marc care te-a șocat, adică te-a lăsat fără replică? În timp ce jucați asta sau în timp ce vă conversați? Sunt multe răspunsuri pe care, când conversăm, care mi se pare că exagerează, știi? Adică, na, pentru că e nervos pe anumită chestie în momentul ăla, zice... Pedalează pe ea. Da, nu, sau zice, tu care nu mă las fac niciodată nicio chestie, știi? Uh-huh. Nu știu ce, că nici atunci nu m-ai lăsat. Și aduce aminte, știi? El mereu spune că n-am vorbit, e supărat pe mine, că n-am vorbit toată cu el 3 zile. Deci, asta îi va spune el terapeutului peste ani, că tasul la un dat n-am vorbit cu el 3 zile. Și eu țin de că n-am vorbit vreo zi, dar el zice că 3 zile, știi? Și are, na, ca orice copil are momente... Dar nu poți să-l contrazici, că nu știi cât a însemnat ziua aia Iată, pentru el. Da.
Și atunci are momente când zice, da, că niciodată nu mă las ceva, niciodată nu mă încurajez. Știi, și dai seama că e foarte dureros pentru mine sau chestiile astea, mai ales când știu că nu sunt adevărate. Și uneori pot să mă abțin să nu-i zic nimic, altor îi zic, bă, n-ai dreptate, îmi pare rău, chiar n-ai dreptate, și încerc să-i dau niște argumente. Nu fac bine, că oricum el nu mă aude, dar da, am momente când spune, na, îmi spune lucruri despre mine, unele care nu sunt adevărate și mă dor, sigur cel mai tare mă dor alea care sunt adevărate și le spune despre mine și le aude la el. Mai dureros ca aia pe care am povestit-o cu nu vorbești cu noi, n-a fost niciuna. Deci aia ți-am zis, atunci dacă mă lovea un meteorit, era mai ok decât ceea ce am simțit. Bun, oricât aș fi amânat, am ajuns în momentul în care, cum ai zis, că noi românii nu vorbim despre... Avem trei subiecte tabu. Cred că mai multe, dar astea le-am identificat eu. Sex, eșec, sex și bani. Și exact asta ai făcut, ultima ta ispravă cu The Funny Brand, este că ai lansat două jocuri cu cartoane, board games, Copiii și banii, joc de educație financiară, respectiv Copiii și corpul uman, joc de educație sexuală. Hai și... să începem cu sexul. Da, astea, o mențiune importantă, astea sunt foarte, sunt un pic diferite în sensul că sunt pe puncte, adică se poate juca ca și concurs între copii. Ah, okay. Fiecare cartonașe cu 1, 2 sau 3 puncte dacă răspunzi corect și atunci poți să faci și un clasament dacă vrei. Da, nu știu de ce ne este mai rușine să vorbim despre sex sau despre bani, nu am reușit să mă lămuresc până acum. Ce știu sigur este ce arată studiile. Că nu se face educație sexuală în România, la nicio vârstă, și că avem cel mai mare număr de minore, de mame minore din Europa, ne batem în fiecare, ne batem cu Bulgaria, nu ne întrece nimeni la chestia asta. Și cu toate acestea, în continuare, oamenii spun că nu vor să facă educație sexuală, pentru că în momentul în care este anxietatea atât de mare, încât în momentul în care aud educație sexuală, nu mai aud decât sex. Iar eu spun mereu că educația sexuală este despre educație, la fel ca orice altă educație. Și am spus chestia asta și abia așteptam un moment să o spun și live, este că de foarte multe ori am o notare reacție. Le zic oamenilor, băi, am scos un joc de educație financiară. Bravo, tată, bravo. Zic, educație financiară, 7-12 ani. Băi, era nevoie. Noi n-am știut ce să facem cu banii și uite, investul pe copii, cum să fie, să economisească, nu știu ce. Bravo, era nevoie. Și odată cu educația financiară vine am și... Am făcut și un joc de educație sexuală. Băi, nenorocită, tu vrei să ne înveți copiii cum să facă sex. Băi, dar nu vedeți că e o ruptură aici? Adică, când vine vorba de educație financiară, înțelegeți că e vorba despre economisire. Când vine vorba de educație sexuală, de ce nu înțelegeți că este vorba despre sănătate, în primul rând? Nu. Ne înveți copiii să facă sex. Tu asta vrei. Tu ești cu toți aia LGBT-ul tăi, cu gheii și cu toți aia și asta vrei tu să faci. Păi dacă educația financiară e despre economisire, în primul rând, că doar nu înveți cum să facă bani, de ce educația sexuală ar trebui să fie despre destrăbălare? Pentru că anxietatea este atât de mare încât ei nu mai au de educație, au doar sex. Foarte important de spus despre jocul ăsta, de la început, că este, este o lecție de anatomie foarte frumos realizată, foarte distractivă și, extrem de important, foarte adecvată vârste recomandată, adică 7-12 ani. Eu văd 7-12 ani. Deci nu învață nimic pe copii, nu are nimic pornografic în el, jocul ăsta. Și sunt studii care arată că, de exemplu, în Olanda, da, care multă lume ce se gândește la Olanda se gândește numai la marihuana și mai știu eu ce, în Olanda, unde se fac, încep de la vârste fragede, 7-8 ani, cu educație sexuală, își încep copiii viața sexuală mult mai târziu, își aleg partenerii cu mai multă grijă și sunt mult mai atenți și se protejează mult mai bine, astfel încât să evite astfel de sarcini nedorite. Îți dai seama cât de traumatic este pentru un copil de 12 ani să rămână gravid? Închipuiți pe fetele tale sau eu pe Marc al meu, aflând că da, au făcut sex, deci nu ne dorim, în primul rând că e acest lucru traumatic, da? Că fac sex de la o vârstă mică. Dar s-a întâmplat chestia asta și peste asta mai vine și faptul că au rămas gravide sau că Marc urmează să fie tată. E ceea ce, sigur că se poate întâmpla din niște accidente, dar nu mai bine dacă să știe lucruri dinainte, nu mai bine să le povestească cineva că sexul este o chestie pe care o fac adulții și mai degrabă oamenii care se iubesc, care au o relație. Scuze-mă, asta mai vreau să spun. Jocul l-am dezvoltat ca și jocul cu copiii și banii pe care l-am dezvoltat împreună cu niște specialiști din bănci. Uh-huh. Jocul de educație sexuală l-am dezvoltat cu Iulia și cu alți psihologi care au făcut ore de educație sexuală în școli și toate informațiile sunt verificate de medici ca să fie, să aibă acuratețe.
Și apropo de educație sexuală, l-am dat când Iulia făcea educație sexuală în școală, s-a dus la o clasă de cu partenera ei, s-au dus la o clasă de adolescenți, cred că erau a 7-a sau 8-a, să facă educație sexuală și l-am dat, i-au împărțit pe băieți și fete ca să le povestească despre corpurile lor diferite. Și le-a nimerit cu băieții. Și l-am dat pentru că băieții au rămas singuri, unul care era mai curajos a întrebat: "Bine, bine, doamnă, dar spuneți-mi și mie, când o să știu că sunt pregătit să fac sex?" Și le-a zis: "Uite, în momentul în care o să poți să stai, cum stăm noi acum pe lumină, cu partenera ta sau cu viitoarea parteneră și să vorbiți despre ceea ce urmează să se întâmple, o să știi că ești pregătit să faci sex." Și s-a uitat la Iulia și a zis: "Haideți, doamnă, că eu cred că în cazul ăsta nici tata nu e pregătit să facă sex." Și așa este. Nu? Câți dintre noi putem să vorbim relaxat despre chestia asta? Cu toți avem, simțim o chestie în stomac, pentru că n-a vorbit nimeni cu noi, era o chestie. Și avantajul părinților noștri, dacă putem spune așa, deși a fost greșit și pentru că ei nu au vorbit cu noi, este că noi nu aveam surse de informații. Aveam niște reviste din străinătate și eventual niște manuale de biologie și atât. În ziua de astăzi, să alegi să nu vorbesc cu copilul tău despre un subiect, oricare ar fi el, când acea informație este la un click distanță și mai mult decât atâta, fake news-ul este la un click distanță, mie mi se pare pur și simplu, nu știu, greșit. Și mai e ceva, ok, suntem o generație de pudibonzi. Pentru că așa am crescut. Uite, jocul ăsta e un foarte bun pretext ca să deschizi conversația. Pentru că noi de asta avem nevoie, ca părinți. Dacă ne e rușine sau dacă ni se pare exagerat, de asta avem nevoie. De o scânteie. Jocul ăsta este o scânteie. Și mai mult decât atât, dacă ți este complicat, că poți să înțeleg că ți este complicat să vorbești ca părinte, da? Pune jocul acolo și lasă-i pe copii și pe copilul tău și cu prietenul să se joace împreună. Că e, te uiți înainte pe cartonaș și eu îți spun că este safe, dar te uiți tu pe cartonaș ca părinte să vezi că nu e nimic greșit acolo și lasă-i să se joace între ei. Și o să vezi că o să învețe lucruri despre corpul lui sau al ei pe care altfel nu e. Știi? Noi când vorbim cu copiii, le spunem ce urechiușe frumoase ai, ce ochișori ai, ce guriță, ce buric simpatic. După care, după buric, trecem ce genunchi frumoși ai. Și de partea asta, da, de partea de zona organelor genitale, pur și simplu sărim sau le spunem, cum zic acolo, cocoșel, păsărică. Eu l-am dat scris pe blog că noi, din păcate, n-am putut să-i oferim copilul nostru decât un penis. N-am putut să-i oferim un cocoșel sau altceva. Știi că mulți părinți sunt cu astfel de denumiri. Sau acolo e un cartonaș în care cum se fac copii, dacă crești o fermă de, dacă îți faci o fermă de berze, dacă poți să faci copii, știi? Mi se pare important să înțeleagă lucrurile astea, în același timp în care în fiecare cartonaș care are legătură cu sexul, spunem și că acolo spunem că sexul este o chestie pentru adulți și care se face între oameni care se iubesc, da? Adică nu e nimic, dar e cum să-i spui un copil că aduce barza când el dă click și vede că, adică pe lângă că îl minți, zic, bă, tata mă minte, dacă mă minte cu asta, cu ce mă mai minte? Da? Și de ce nu-mi spune? Adică ce e greșit? Și uite, așa devine un subiect tabu, pentru că îl facem noi tabu, nu pentru că este el. Și gândește-te că ești cel mai potrivit părinte, nu, greșit, ești cel mai potrivit om din lumea asta să deschizi această conversație cu copilul tău. Da, nimeni nu o va face mai bine și nimeni nu poate înțelege mai bine și nimeni nu știe să-i vorbească copilului tău cum știi să-i vorbești uite, tu. Uite, bănuiesc că sunt foarte mulți oameni care se gândesc așa, bă, pentru tată de fete e mai complicat. Și probabil că este, nu știu, că n-am decât un băiat. Dar pentru tine ca tată de fete, n-ai vrea când fetele tale vor hotărâ că și-ar dori să facă chestia asta, n-ai vrea să simtă suficient de confortabil să vină să vorbească cu tine, să întrebe, băi, tată, uite, aș vrea să... Sau dacă nu cu mine, dacă nu se simtă confortabil cu mine, cu maică sa. Dar nu ți-ar părea rău? Adică eu simți că am eșuat ca părinte dacă s-ar duce să vorbească cu altcineva. Bă, nu, vine și vorbește cu mine. Și dacă eu nu mă simt suficient de ok, îți spun eu cu cine să vorbești. Dar hai să construim o relație în care să simtă suficient de confortabil să vină să ne spună despre sex, despre... ieri, Diana Stănculeanu, pe care un psiholog care lucrează foarte mult cu copii, spunea că adolescenții vor experimenta. Fie că noi vrem, fie că nu vrem, vor experimenta. La fel am făcut-o și noi, să credem copiii noștri. Altfel e pur și simplu o utopie. Deci dacă tot vor experimenta, eu zic mereu, nu mai bine bea primul pahar de alcool acasă, fumează prima țigară acasă, fumăm primul joint împreună, ca măcar să știi să fie într-un mediu safe în care vede ce reacție are la un anumit stimul. La fel și cu sexul. Mai bine vine și vorbește și mă întreabă și povestește despre ce ar vrea să facă. Și mai e ceva, că orice, nu mai bine
decât să experimenteze, oricum experimentează, să experimenteze ceva interzis, nu mai bine experimentează ceva permis? Da, adică tu ca părinte... Firesc? Ți-ai dorit ca al tău copil, fată sau băiat, să n-aibă parte de sex în viața lui? Nu. Și dacă tot are parte de sex, ți-ai dorit să se bucure de chestia asta, să fie cu o persoană în care are încredere, o persoană care știe că este ok, o persoană care știe că este cumva verificată de copilul tău, în sensul că dacă copilul tău spune nu, l-a învățat că nu ăla trebuie să conteze și că dacă el a spus nu și partenerul sau partenera continuă să fie pușii, copilul tău să zică, băi, plec de aici că nu mai vreau. Pentru că dacă tu nu-i spui chestiile astea, da, și eventual intră pe un site pornografic și vede că cineva acolo o zice nu, dar nu se întâmplă nimica, să te zică, bă, dar așa e regula. Nu? Hai e foarte important, scuze-mă. Jocul ăsta are, e o discuție pe care noi avem legată de adolescenți. Jocul ăsta este doar o lecție de anatomie, nu povestește despre... Da, e 7-12 ani. E până în adolescență. Da. De acolo încep alte probleme. Nu știu, dar te cred pe cuvânt. Bun, alte cartoane. Copiii și banii. Joc de educație financiară. Tu spui că banii sunt tot un subiect tabu și da, sunt un subiect tabu pentru că nimeni nu ne-a făcut educație financiară. Nu. Eu spun mereu, am aflat chestia asta dezvoltând acest joc și citind cartonașele pe care le-au făcut specialiștii. Prima regulă a educației financiare este economisirea. Eu, în cazul acesta, eu sunt cel mai needucat financiar. De oricâte ori am încercat să pun bani deoparte, n-am reușit niciodată. Am reușit pe termen scurt, dar am fost perioade în care am făcut bani mulți, au fost perioade în care am făcut bani puțini, au fost perioade în care n-am făcut bani deloc. În niciuna dintre perioade n-am reușit să pun bani deoparte. Sper că la un moment dat se schimbe chestia asta. Am multe de învățat și eu din acest joc, dar cred că este important să educăm pe copii. Vorbeam cu un prieten din bancă și spuneam eu că vreau să fac jocul pentru 7-12 ani. Și zic, dar cred că o să fie util și pentru părinți, cel puțin pentru mine. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, Alex, îți spun așa, dacă românii ar avea în medie educația financiară a unui copil de 12 ani, noi ca țară am fi foarte departe. Și cred că este asta. Suntem atât de needucați, pentru că nu ne-a făcut nimeni această educație, încât e... Deci ar trebui să avem inteligența financiară... Educația. Educația financiară, da, a unui, adică, copil de 12 ani. Adică să știi niște lucruri de bază. Care e diferența dintre banii cash și banii din cont? Nu, okay. Zi-mi, uite așa o întrebare acolo foarte bună. Care e diferența între nevoie și dorință? Știi să o definești? Da. Te rog. Cred, nu știu. Dar vorbim financiar sau așa? În general, o nevoie și o dorință. Păi, eu îmi doresc foarte mult. Da, mult. Uh-huh. Să îmi cumpăr o casă la malul mării. Ok. Dar nevoia mea în momentul ăsta este să termin de plătit apartamentul în care stăm. Deci nevoia este, acum fac pe doctor, deși da, nu sunt, nevoia este să ai un acoperiș deasupra capului? Nu, să fie al meu acoperișul ăsta pe care ăsta să fie al meu, adică să mă iau de plătit niște rate. Da, dar eu spun în cazul tău, nevoia unui om este de acoperiș deasupra capului. Exact. De acolo că sunt 3 camere, 2 băi, malul mării, este dorință. Adică cu toți avem nevoie să... Exact. Da? Și e foarte important pentru copii să înțeleagă că, sigur, avem nevoie să mâncăm, da? Că mâncăm la un restaurant scump sau înghețat de nu știu care, aia este dorință. Și că e foarte ok să ai dorințe. Nu spune nimeni că nu e în neregulă, că pentru asta muncim, nu să ne avem, să ne putem asigura nevoile. Nevoile ni le asigurăm, dorințele ni le împlinim. Dar trebuie să facem diferența între ele. Pentru că dacă tu ai crede despre tine că, că această casă la malul mării este nevoia ta, ai zice, bă, fără ea nu se poate. Deci trebuie să fac totul. Pe când dacă înțelegi că este dorință, zici, bă, ok. Dar dacă este o dorință, poate nu încerc să o împlinesc anul ăsta. Poate anul ăsta am chestii mai importante de făcut și poate stau sau faci ca prietenul tău. Restaurantul nu era o nevoie, era o dorință. Da? Că nu cred că a murit de foame între timp, nu? Deci era o dorință. Și omul, pe când în cazul copilului lui, nevoia de a avea părintele aproape era o nevoie, nu era o dorință. Nu era că copilul își dorea așa. Aia e o nevoie reală, e studiată. Și atunci... Dar după ce... Nu știu. Când erai angajat în agenție de publicitate și când ajungeai seara, că după o zi de aia de muncă, și când ajungeai seara acasă, și când îți doreai ceva dulce, era nevoie sau dorință? Era dorință. E și nevoie. Era nevoie o ciocolată, de... O ciocolată de foarte multe ori e și o nevoie. Sau un dulce la vremea lui. Da, acum glumind, dar e foarte important, uite, că poți avea conversația asta
cu copii între 7 și 12 ani să facă diferența între nevoie și dorință. Da. Și să înțeleagă că... Eu trebuie să mă gândesc un pic. Bă, care mi-e nevoia, care mi-e dorință. Dar și eu, adică nu, ți-am spus, eu nu reușesc prima regulă, adică nu e că vorbesc de lucruri mai evoluate, dar eu nu reușesc să economisesc bani. Să zic, bă, uite, un leu, am pus deoparte, nu. Găsesc că ceva să fac cu leul ăla și îl cheltuiești pe ăla, deci nu. Ai o dorință... O nevoie, îmi zic eu mie, dar ea este o dorință, cu siguranță. Da, tați suntem până la urmă, bărbați, și suntem sclavei... Ai dorințelor, dar e foarte mișto să deschidem conversația asta, că poate mai reducem din ele. Am trecut prin toate jocurile? Așa pare, da. Vai, cât ne-am jucat astăzi. Și acum o să te întreb așa. Tu încerci să-i faci pe părinți și pe copii să stea împreună pe covor, să se joace, dacă se poate, fără telefon mobil, cel puțin, dacă nu o zi, măcar... o oră, o jumătate de oră într-o seară, în vremea în care mulți părinți vin către copii și spun, hai mă că ești mare deja, mai ești la vremea la care să te joci, la vârsta la care să te joci? Eu cred că jocul și joaca n-ar trebui să dispară din viața noastră niciodată. Mi se pare foarte trist un adult care nu se joacă și care nu vorbesc doar de joacă, că se duce el o dată pe săptămână seara să joace fotbal cu prietenii, nu, care nu se prostește. Mi se pare că nevoia noastră de a... Asta este o nevoie. Joaca este o nevoie pentru fiecare dintre noi. Cumva societatea ne învață, nu știu exact, când undeva în jur de 18 ani, cred, ne învață că trebuie să devenim serioși. Trebuie să devenim membri de bază ai societății și acum să avem un job și trebuie să ne luăm în serios. Mamă, mi-mi place la nebunie să mă prostesc. Și mi se pare... Mă uit la Marc cât îl ajută chestia asta și mă simt mult mai bine după ce reușesc să mă prostesc și să mă joc. Sigur că de multe ori mă urnesc greu și n-am chef și, cum ziceam mai devreme, mă păcălesc pe mine că am alte lucruri de făcut. Dar când intru în joc, băi, atât de mișto senzația asta, că mă duceam cu Marc în parc, erau foarte puțini părinți care se jucau cu copiii, dar părinții, adulții care se jucau cu copiii, erau în jurul lor, era ciorchine de copii. Pentru că cum n-ai pasă să nu vrei să te joci cu un adult care se coboară la mintea ta și care poate are mintea mult mai creativă, știi, și care te lasă, îți te oferă suficient de mult spațiu în care să fii tu însuți sau fii tu însă să faci ce vrei fără să te stresezi că trebuie să faci lucrurile corecte sau bine sau elegant sau mai știu ce. Nu, ne jucăm pur și simplu. Ne jucăm și ne distrăm, că durează 5 minute, că durează 10, că durează o oră, că durează 2. Momentele astea sunt momentele împreună în care ne conectăm. Și n-am niciun dubiu că acestea sunt momentele de care copiii noștri pe de ani își vor aminti. Da, eu chiar ziceam asta, că eu încurajez mai degrabă joaca decât jocul, pentru că jocul e pe reguli. Puncte, pe reguli, pe tu ești primul, iarăși se naște competiția și așa mai departe. Jocul e un substantiv, joaca e verb și joaca e o mișcare, știi, nu... Da, și uite câte lucruri putem afla prin joacă. Americanii au găsit un denumire, free play, zic ei. Free play în care nu există reguli. Ne jucăm de dragul jocului. Știi? Este joc, cum zici tu. Este joacă. Este cum ieșeam noi în fața blocului, da, și ne strângeam, da? Sau mergea unul care ieșea primul și a luat toată scara de sus până jos. Tanti, nu știu care, lăsați pe cutărică la joacă. Așa ar trebui să facem și acum, așa ar trebui să facem asta ca adulți. Și mi se pare că ar trebui să facem copiii noștri și ar trebui să facem între noi adulții. Cât de mișto e când vezi niște adulți la un restaurant sau la undeva, râzând hote, pentru că într-un fel sau altul se joacă, da? Îți mulțumesc mult de tot, Alex. Nu mai lungim, pentru că îi lăsăm pe oamenii ăștia să se joace și așa v-am promis că, mă rog, manifestul acestui podcast e un 1 iunie fără tehnologie. Sper că nu v-am ținut captivi în tehnologie cu podcastul ăsta. Frumos ar fi fost să-l vadă toată familia și să se joace odată cu noi, pentru că până comanzi cartoanele astea mai durează cu livrări, cu așa mai departe. Dacă le comandă... Câte cartoane sunt? În fiecare joc sunt 80 de cartonașe. Deci mai puțin. În 8 jocuri sunt câte 80 de cartonașe, în 4 jocuri sunt câte 50 de cartonașe. Deci cumva peste 1000 de întrebări. Că... Da. Până acum sunt 1000 de întrebări. N-are legătură cu copiii, deși, mă rog, din jocurile astea se pot naște copii. Așa este. Dar asta e un joc sunt jocuri de cupluri, nu? Ultimul, testul relației, un joc foarte simpatic, cu întrebări pentru ea și pentru el. Da, e foarte tare asta. Asta cu întrebarea pentru el, una dintre întrebări este ce culoare a ochii partenerii și o spun mereu că bărbaților să răspundă frumoși.
Pentru că niciodată ochii femeii nu sunt verzi sau albaștri sau căprui, sunt verzi dimineața și nuanța răsăritului, nu știu când, și așa mai departe. Deci dacă zici frumoși, n-ai cum să greșești. Aici mai e un adevăr sau provocare. Asta este mima cu cuvinte. Trebuie să-i spui partenerului de joc, să-i descrii ce scrie pe cartonaș și în maxim 3 cuvinte, fără să-i spui niciun cuvânt de pe cartonaș. Deci este din 3 cuvinte și jocul cu amintiri. Da, asta e frumos, că e cu bunici, cu amintiri frumoase, e distractiv. Mamă. Zici tu site-ul sau fac eu pe reclamă? TheFunnyBrand.com. E, da, asta e important. Oricum lăsăm link în descriere. .ro și asta v-am să mai spun, că dacă le comandă într-o zi, în principiu a doua zi sau maxim două zile, jocurile sunt la ei. Da? Da. Te ocupi personal de chestia asta. Eu și cu livratorul, da. Cu compania de livrări ne mișcăm repede. Băi, tare de tot. Da, aș vrea așa să facem un acoperiș, dacă se poate. Să-i punem acoperiș la construcția asta pe care am făcut-o. Deci ai început în 2014 să scrii cel mai bun tată. Da. Cumva fiind o declarație personală. Și un jurnal. Mi s-a părut important, știi? Mi-a plăcut la vârsta la care sunt eu să pot să citesc un jurnal de-al tatălui meu despre lucrurile pe care le-a trăit, le-a simțit el când eram eu copil. Și mi se pare că, pentru că nu mai există jurnal scris sau sunt foarte rare, m-am gândit că undeva într-un colț al internetului o să rămână acest blog. Și că ar fi mișto pentru Marcel să-l citească ca și adolescent, să-l citească la 20 de ani, să-l citească la 30 de ani, să-l citească când va fi tată, să-l citească la 40 de ani, pentru că sigur va vedea lucrurile diferit în funcție de vârsta lui. În afară de documentarea asta, care ți se pare că e cel mai mare câștig pe care l-a avut Marc, copilul tău, din misiunea asta ta, cel mai bun tată? Cred că scriind lucruri am putut să devin conștient de mult mai multe lucruri despre mine. Și devenind conștient de mult mai multe lucruri despre mine, și bune și rele, cred că am încercat să fiu un tată mai bun pentru el și sper că în unele momente am și reușit. Frumos. Am lăsat un pic de tăcere pentru că vreau să-și răspundă și ascultătorii la asta. E foarte mișto că ai zis cel mai bun tată, chiar dacă tu ai fost ironic, dar ai o misiune, ai un drum, ai o cărare pe care o urmezi. Și când vei ști că ai fost cel mai bun tată? Niciodată. Niciodată? Nu, vor fi momente în care voi simți, vor fi momente în care va spune Marc, la fel cum vor fi momente în care voi simți că n-am fost, vor fi momente în care va spune el că nu am fost, vor fi momente în care voi crede că am fost și n-am fost, dar nu e despre asta, nu cred că pentru un părinte ar trebui să fie un obiectiv în sine, ci trebuie să fie o călătorie. Vreau să încerc să fiu cel mai bun tată. Și știu când, o să știu sigur când n-am fost, o să intuiesc uneori când am fost, dar măcar nu o să mă culc pe ureche. O să știu că trebuie să încerc în fiecare zi, revenind la metafora ta cu burtarul. Și că nu, ce faci tu când nu mai știi ce să faci? Relația cu copilul tău. Îmi iau o pauză. Sau îl ascult pe el. Mai am o poveste frumoasă, Iulia mi-a povestit-o, a făcut un curs, face în continuare cursul de parenting și la un moment dat a venit o doamnă la ea după ce a făcut cursul de parenting cu Iulia și a povestit următoarea întâmplare. S-a dus acasă la ea și i-a zis, a venit într-o zi băiatul adolescent și a povestit că a fost cu prietenii lui și a furat ceva dintr-un magazin. Și femeia a zis că, na, ca prima reacție a fost să-i zică că este toate cele, că e rău, că nu e așa, l-a crescut ea, dar și-a adus aminte că la un curs de parenting a zis o femeie, i-a zis niște chestii pe care trebuie să le facă, din care nu-și mai aduce aminte nimica, dar și am mai zis atunci că dacă nu știi ce să faci ca părinte, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să taci din gură. Și pentru că n-aș ști ce să zică, a tăcut din gură. Și că așa cum am făcut noi mai devreme și am stat în liniște, pentru că a stat suficient de mult în liniște, la un moment dat copilul a zis că știe că a greșit și că ar vrea să repare chestia asta și că nu vrea să apeleze la prietenul lui, dar că ar vrea, dacă e de acord mama, să meargă cu el să restituie ceea ce a furat. S-a dus maică-sa cu el, a dat copilul, nu știu dacă a plătit amendă ce era, nu știu ce, dar tot s-a terminat cu bine, doar pentru că ea a fost în stare să tacă din gură, să nu-i spună ce venea să-i spună, ci să tacă din gură, să lase pe copil să-și găsească soluția. Deci când nu știu ce să fac și sunt enorm de multe momente, aleg să stau acolo, ori zic, băi, nu știu ce să-ți răspund, nu știu, chiar nu știu, nu știu ce să fac, nu știu ce să răspund, sau dacă nu vreau să fac chestia asta, tac, pentru că în acea liniște, cu siguranță, Marc va spune ceva și de foarte multe ori, dacă are o problemă pe care nu știu să rezolv, Marc și orice alt copil își va găsi singur problema. El nu vine la noi pentru rezolvare, el vine la noi pentru validare, pentru că noi să-i spunem într-un fel sau altul că e ok așa cum este.
Dar Marc a venit vreodată la tine să spună nu știu, a venit un copil sau un părinte, tu știu, ești copilul lui cel mai bun tată, sau... I-am mai zis, da. Da? Da. Da? Și ce părere ai despre ce faci tu? Deocamdată îi se pare cool, dar la un moment dat vreau să-i povestesc, asta e o lecție de viață pe care vreau să încerc să-i ofer lui Marc la un moment dat, la momentul potrivit, să-i zic așa, ai două opțiuni în viața asta. Poți să fii cunoscut ca fiind băiatul lui Alex Zamfir, orice voi realiza eu până atunci, și al Iuliei Zamfir, sau poți să faci niște lucruri astfel încât noi să fim cunoscuți ca părinții lui Marc Zamfir. Ceea ce faci tu, eu ca părinte, voi încerca să voi fi acolo de altul de tine orice ar fi și voi încerca să-ți asigur confortul încât să poți să iei ce decizie vrei tu. Tu știi ce vrei. E ok și una, dacă e ok pentru tine să fii copilul unora care au făcut mai multe lucruri la tine, a ta s-a putut. E ok. Dar poate vei vrea să fii mai bun decât noi. Cred că dacă reușim să facem chestia asta, știi, să-i motivăm pe copii astfel încât să facă un pic mai mult decât au făcut părinții noștri pentru noi, iar cred că e o definiție corectă a unui părinte bun. Auzi, dar tu nu faci chestia asta și dintr-un ușor egoism? Adică ai o conversație cu copilul tău, cu copilul tău interior, da, la 10 ani, care nu era îmbrățișat, nu i se spunea te iubesc, nu avea nimeni încredere în el. Nu e un ușor egoism? E aici? Foarte mult egoism. Cu siguranță că e foarte mult egoism. Cred că de multe ori ca părinți suntem foarte egoiști și în cazul meu este și îmi recunosc chestia asta. Ceea ce însă am început să fac și îmi place foarte tare de ceva vreme este din când în când fac ceva care mi iese, orice ar fi, mă opresc puțin, mă uit în stânga sau în dreapta și mi închipui că e Alexică de 10 ani acolo. Și mă uit la el și mi închipui că zâmbește la mine și mă face să mă simt foarte bine chestia asta. Și te zic, bă, cred că în momentul ăsta ai fi mândru de ceea ce ai ajuns. Tare. Tare. Și Alexică ăla e îmbrățișat practic de un super băiat pe care îl cheamă Marc, face basket, exact ce a făcut și Alex când era mic, nu? Da, uite, vezi, asta cu basketul mă întreabă multă lume. Zice, bă, nu știu ce, cum e cu Marc cu basketul. Și eu le spun mereu o chestie pe care am învățat-o de la Iulia. Încă nu știm sigur, și nici el nu știe, dacă Marc face basket pentru că vrea el sau pentru că n-am putut să fac eu. Nu știu dacă este dorința mea sau dorința lui. Și atunci, de câte ori îmi spune nu vreau la basket, este nu mergi, tate. Câte întrebări ai zis că sunt aici? Sunt peste 1000 de întrebări. Cred în testele da. Astea? Da. 1000 de întrebări. În jocuri, care... nu teste. Am zis teste? Da, vezi ce tare? Vezi ce înseamnă... Vezi, ai simțit ca și cum am fost la un test astăzi. Nu. Când e cu întrebări, brusc... Fiecare minte se duce în altă parte. Reflexul merge către test. Lucrări, teze, bine că n-am zis teze. Deci peste 1000 de întrebări în aceste... Probabil că da. În aceste jocuri. Care este cea mai importantă întrebare dintre toate? Ce întrebare mișto. Uite, o să spun una, cea mai importantă întrebare dintre toate, încă nu am scris-o. Următoarele două jocuri pe care vreau să le scot, unul se numește ce este și cine este. De genul, ce este fericirea, e prima oară când zic chestia asta, deci este exclusivitate. Ce este fericirea, ce este tristețea, ce este invidia. Vreau să fac un joc cu chestia asta, că mi se pare important pentru copii și pentru adulți. Cine este, va fi. Cine este cel mai bun prieten, cine este tatăl tău, cine este mama ta. Și ultima întrebare din acest joc, cine este, va fi cine sunt eu. Asta mi se pare cea mai importantă întrebare a fiecare dintre noi. Când vom ști cu adevărat să răspundem cine sunt eu și cu siguranță acest răspuns se va schimba de foarte multe ori în viața noastră, cred că vom ajunge la o maturitate pe care e bine să o atingem cu toții la un dat în viață. Frumos, Fina. Mă bucur că am pus întrebarea, mă bucur că am primit un asemenea răspuns și mă bucur că v-am lăsat cu o întrebare după mie asta de întrebări. Cine sunt eu? Mulțumim, fain, Alex. Sper să vă jucați în continuare, să vă jucați în exces, dacă se poate, cu copiii voștri, să renunțați cât mai des la tehnologie și, repet, este această încurajare pe care tocmai partenerul acestui episod, Orange, o face 1 iunie, o zi pe an, cât vă costă să lăsați jos telefoanele mobile, tot ceea ce înseamnă ecran, tot ceea ce înseamnă conectivitate și de la conectivitate să treceți la conexiunea adevărată, care este cu oamenii de lângă voi, cu cei dragi. Mulțumim, fain! Mersi și eu!
A fost Fain și Simplu. Dacă aveți și voi de răspuns la întrebările pe care ne le-am pus astăzi, răspundeți în comentarii. Dacă aveți de dat întrebările astea mai departe, share-uiți acest podcast. Dacă nu, vă mulțumim oricum. A fost Fain și Simplu.